sunt două persoane rănite grav. În momentul în care voi dispune de informații mai precise, vă voi ține la curent. Doamna Roșca, spuneți-ne care este situația pe șantierul în care s-a produs acest incident. Este închis, se mai lucrează și... Locația respectivă, în momentul de față, organele abilitate își desfășoară investigațiile. Urmând să se ajungă la o concluzie. Cauzele accidentului din datele preliminare, ce s-a întâmplat acolo, știți? Cauzele accidentului sunt cercetate de instituțiile abilitate și de organele abilitate. Mulțumim, doamna Roșca. Camelia Roșca de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență. Vă reamintim, un om a murit, alți doi sunt răniți grav, un al treilea este rănit ușor, după ce un planșeu de beton a căzut peste acești muncitori care lucrau la construcția unui mall din centrul orașului Oradea. În acest moment pe ecran sunt imagini care au fost filmate de amatori imediat după ce s-a produs acest incident. În această după-amiază, vă reamintim, în centrul orașului Oradea, acolo unde se construiește un mall, pe șantier s-a produs un accident de muncă, după toate aparențele. Un planșeu de beton s-a prăbușit chiar în momentul în care sub el se aflau patru muncitori care erau în pauza de masă. Acest planșeu se pare că s-a prăbușit din cauza stâlpilor metalici care îl susțineau și care ar fi cedat din cauza unor șuruburi necorespunzătoare. Din datele pe care le avem acum și pe care vi le-am anunțat deja, un om a murit, unul dintre muncitori a murit chiar pe loc. Trei sunt la spital, doi în situație, în stare foarte gravă. Reamintesc, imaginile pe care le vedeți acum pe ecran au fost filmate imediat după producerea accidentului, în această după-amiază la Oradea. Urmăriți acum imagini care au fost filmate de martori, postate pe site-ul www.bihon.ro. O altă legătură telefonică directă acum cu domnul Hadrian Borcea. Este medic la Smurd. Bună ziua, domnule Borcea! Română. Domnule Borcea, am vorbit puțin mai devreme cu o responsabilă a Inspectoratului pentru Situații de Urgență care ne spunea că sunt doi bărbați răniți grav după acest accident. Ne puteți spune dumneavoastră care este starea lor mai concret în acest moment? Da, situația respectivă a fost la momentul primei evaluări la locul incidentului. Acum, după ce au fost investigați și evaluați în unitatea pentru primirea urgențelor, starea este un pic diferită, situația este un pic diferită. Unul dintre muncitori este în curs de se intervine în acest moment, este operat de două echipe de chirurgi. Ceilalți doi sunt în stare bună, stabili, cu fractură, unul dintre ei cu fractură la nivelul calcaneului bilateral, celălalt cu o plagă la nivelul feței, fără niciun fel de alte probleme. Deci sunt în stare bună. Și bineînțeles, cel de-al patrulea care a decedat, de care v-am spus la momentul respectiv. Domnule Borcea, ne spuneți că unul dintre muncitori este acum operat. Ce a pățit, mai precis? A suferit multiple leziuni interne la nivelul abdomenului în principal, o hemoragie internă, bine, o ruptură de splină, o ruptură de pancreas și este acum se lucrează, acum se intervine. Domnule Borcea, imaginile nu ne ajută prea mult și nu avem informații precise despre ce se întâmpla pe acest șantier. Poate ne puteți lămuri dumneavoastră, este un șantier de amploare, erau mulți muncitori care erau acolo la muncă, la serviciu, sau erau doar aceștia patru? Erau în jur de 50 de muncitori în, pe tot șantierul respectiv.
Șantierul este de fapt o clădire foarte mare în construcție. Acest planșeu este o porțiune de aproximativ 15 metri lungime care s-a prăbușit sub greutatea proprie. Nu știu exact cauza, probabil că cei de la Inspecția de Stat în Construcție vă vor spune mai multe. Deci acest planșeu s-a prăbușit și a surprins 4 muncitori. 2 erau sus pe planșeul respectiv, 2 erau dedesubt. Norocul a fost că ceilalți 50 nu au fost, sau mă rog, 40 și câți au mai rămas, nu erau în zona de acțiune a planșeului care s-a prăbușit. Din ce știți dumneavoastră, din nou, acest șantier a fost unul continuu sau, cum se întâmplă în România, lucrările s-au mai oprit, au fost reluate, iar s-au oprit? Aici pot să vă răspund ca simplu cetățean care mai trec pe acolo în zonă. Deci i-am văzut lucrând. Acum, cât a fost deschis șantierul sau cât nu, aici îmi pare rău, dar mai mult nu pot să vă ajut. Domnul Hadrian Borcea, medic la Smurd, mulțumim pentru această intervenție. De asemenea, o legătură telefonică directă acum cu domnul Liviu Lupea, este inspector șef la Inspectoratul Teritorial de Muncă. Bună ziua, domnule Lupea. Spuneți-ne dacă bănuiți vreo vină a angajatorului, a celui care organizase șantierul, pentru ce s-a întâmplat acolo, din punctul de vedere al protecției muncii? Din verificările preliminare pe care le-am efectuat cu echipă de cercetare, e vorba despre inspectori de muncă abilitați pentru această cercetare, având în vedere că e vorba de un accident cu soldat cu un deces, a rezultat că fenomenul de prăbușire a planșeului de care tocmai s-a făcut vorbire înainte, s-a produs având în vedere faptul că supraîncărcarea cu masa turnată de beton a dus la atacat rezistența acelei structuri din tablă profilată și s-a prăbușit structura de rezistență. Ar fi putut fi evitat acest accident, domnule Lupea? Ar fi fost ușor de evitat dacă cei cinci membri ai echipei de turnare nu s-ar fi așezat să privească la această operațiune sub planșeu. Deci s-ar fi retras în afara zonei de acțiune a utilajului care asigura betonarea la înălțime. Era demarcată această zonă ca fiind una sub care muncitorii nu aveau voie să stea? Practic este o construcție în derulare pe mai multe niveluri și accesul deservenților nu este restricționat pentru că fiecare trebuie să-și urmeze parcursul tehnologic cu respectarea regulilor de protecție a muncii, firește. Din partea muncitorilor de pe acest șantier au existat de-a lungul timpului sesizări că acolo s-ar petrece lucruri neconforme cu regulile, legile care privesc protecția muncii? Noi am mai avut o intervenție de rutină în zonă. De menționat că e vorba despre una dintre firmele care acționează acolo, sunt mai multe firme care lucrează în șantierul respectiv. Acum discutăm despre ceea ce s-a întâmplat urmare turnării, punerii în opera betonului de către una dintre aceste firme. Ele sunt mai multe, specializate. Câte firme sunt în total? Câte firme sunt în total? Care lucrau la construcția acestui mall. Avem în evidență, fără să fi făcut un recensământ al lor, cam 8 firme. Cercetările sunt, de fapt, în derulare. Noi facem acum investigarea pe procedurile specifice unui accident colectiv în care avem un deces și vor fi și asemenea lucruri evidențiate în sensul coparticipării fiecărei firme la activitate. Domnule Lupea, un muncitor a murit, alți 3 sunt în spital, unul dintre cei 3 este operat chiar în aceste momente, deci va avea nevoie de mai multe zile de spitalizare. Cum se întâmplă de obicei? Cine plătește pentru ce s-a întâmplat acolo? Inovații ca întotdeauna, dar ca să nu bagatelizăm această informație, deci în afară decedatului sunt 2 accidentați grav, al patrulea fiind ipotetic cel puțin în afara unui pericol iminent. Practic, dacă în urma intervenției medicale sau intervențiilor medicale se vor solda înregistrări de ITM, respectiv incapacitate temporară de muncă, toate aceste lucruri cad în sarcina angajatorului.
Ce sancțiuni va avea de suferit cel care se dovedește responsabil pentru acest până accident? În încheierea cercetărilor mi-e imposibil să vă enumăr sancțiuni. Practic, legea prevede sancțiunile pentru fiecare dintre etapele de gravitate a evenimentului. Liviu Lupea, de la Inspectoratul Teritorial de Muncă Bihor, mulțumim pentru aceste informații. Le amintim telespectatorilor noștri explicații în legătură cu imaginile pe care le privesc în aceste clipe. Un accident de muncă petrecut la un șantier din centrul orașului Oradea. Molul de acolo era în construcție și astăzi, după amiază, un planșeu de beton s-a prăbușit. Doi muncitori erau deasupra, doi au fost prinși de desubt, un om a murit, trei oameni sunt în stare gravă la spital, unul dintre ei este acum operat. Schimbăm subiectul. Nevinovat, așa pledează suspectul principal în cazul dublului asasinat de la o casă de schimb valutar din Brașov, Serghei Gorbunov. Astăzi, la penitenciarul de maximă siguranță din Aiud, Serghei Gorbunov a făcut o declarație pentru presă. Urmărim acest interviu. Ce le puteți spune despre incidentul de la Brașov? Sunteți sau nu sunteți vinovat? Vă zic din prima că nu sunt vinovat și nici nu sunt plecat acolo și nu știu nimic. Și ce s-a întâmplat în Brașov m-a stricat viața total, mie, personal. Cine e în spatele acuzațiilor care vi se aduc? Nu înțeleg. Cine e în spatele acuzațiilor care vi se aduc? Nu înțeleg ce. Cine credeți că are interesul să vă acuze pe dumneavoastră? Interesul, cum vă zic, vedeți și dumneavoastră, când, cum era făcută poza. Era contrafăcută, adică era poza mea, nu m-a pus sus fes, oriceva. Înțelegeți? A doilea rând, la ora respectivă, eu am fost la sală și am avut antrenament. Și nu că am zis eu, zice oamenii și nu suntem prieteni, suntem amici, ne respectăm, dar nu suntem rudele de gradă întâi. Și oamenii nu ce să mint. Credeți că poliția nu poate să prindă adevărații făptași? Eu nu că cred. Eu știu că eu mă bucur că am fost la sală. Dacă nu era la sală, eu vă zic sincer că mie băga în fapt asta, că în țara asta se face așa, îi bagă mult, adică, cum să zic, nu găsește adevărat infractor și oamenii, majoritatea care sunt închiși, sunt pe nedrept. Are cineva, credeți, interesul ca dumneavoastră să... Eu zic, în primul rând, că sunt străin, doilea rând, n-am pe nimeni, că m-am făcut de trei ori, cum eu am știut, precviziția la casă unde am stat, oamenii săracilor care au stat acolo, nu știu ce reputație acum are ei, că n-are nicio treabă niciunul dintre ei acolo, că greșeala era a mea că n-am venit înapoi la penitenciar. Asta era toată greșeala. Ea a zis că era găsită nu știu ce acolo. Eu nici în asta nu cred că când am fost eu, mie nu m-a arătat nimic. Înțelegeți? Dar dumneavoastră știți ceva despre jaful de la Brașov? Care e jaful? Despre ceea ce s-a întâmplat acolo, de la... Care s-a întâmplat, care a murit oameni, nu? Exact. Nu, vă zic încă o dată, că când am ieșit din întreruperea, am dus viața foarte liniștită, nu făcea nicio prostie și, cum să zic, să zicem și un lucru simplu. Cum pot să fac eu o prostie? Când știu că am greșit în 2004, adică singur putea venea la poliție și zicea luați-mi mâinii că mă duc să fac o prostie astăzi. Că nu știa că am făcut și eu în 2004 niște răzbunări. Bine, oamenii trăiesc. De ce nu m-ați operat la 8 de glaucom? De ce n-am operat? Că mi-era frică. Mi-era frică și mie îmi pare rău de oamenii care... M-am dat drumul pe drept din Craiova și am auzit la radio că nu știu ce s-a întâmplat. Îmi pare rău că e greșeala mea, că nu am venit eu. Dar de ce nu v-ați întors? Am vrut să întorc, dar nu acum, peste o lună, că am un proces la DEVA și am vrut să rezolv proces la DEVA, că, nu știu, mi-am băgat o tălhărie care nici nu cunosc. N-am fost niciodată în DEVA. Înțelegeți? Și am vrut să rezolv problema la DEVA și după s-a întors și primea o lună, două, cum se face o restrictivă, ceva pentru greșeala care n-am venit la timp. Că dacă vroia să fug, fugea din prima zi. N-am pe nimic care să mă ajute, să mă apere, sunt sigur. Mi-a făcut fiul lui Ployer, adică vă zic sincer. Înțelegeți? Și... sunt oameni care există în Brașov, care pot să zice, dacă am greșit,
Ori am reputația prostă, în timpul care m-am văzut. Înțelegeți? Unul dintre medici, o femeie, mai bine zis, o doctoriță, poate ați văzut-o, spunea că dumneavoastră nu aveați glaucom la data respectivă când ați fost pus în libertate. Cine a zis? O doamnă doctor, la care se spune că ați fost văzut de ea la un spital și spunea că nu aveați glaucom. Așa ceva imposibil. Că nu putea să zice ea atunci, de ce n-ai zis când m-a dat drumul? Nu, eu vă zic adevărul, cum gândesc eu și cum se face. Femeia aia care dumneavoastră ziceți era, cred că, speriată și a zis că a cerut ce cere parchetul. Cum? Înțelegi? Eu am rămas la mine din acasă, a luat toate hainele, tot. Pe arest nu am dat niciun sapun, niciun prasop, adică m-a ținut ca pe orfan, înțelegeți? Și mi-a zis, dacă zici ceva de jaf, atunci te dăm. Cine? Procurorii, cum se face? Vă zic adevărul că... S-au făcut presiune asupra dumneavoastră? Foarte mare presiune. De către cine? Cum de către cine? I-am făcut, adică m-a luat tot. M-a luat, a zis, se face problema, zice, adică... M-am amenințat în tot felul de necazuri, ca să mă ține, acum mă ține pe maximă siguranță cu grad de periculos. Pentru ce? Eu nici asta nu știu. Dacă... Cine v-a amenințat, domnul Gorbunov? Cine v-a amenințat? Bine, procurorii, adică procurorii, nu de la Brașov, am venit din IGPR. De IGPR, procurorii? Normal. Și polițiștii? Păi sigur. V-au făcut ceva fizic? Fizic, normal, că în ZDS nu se face fizic. În ZDS se face... Nu vă las toate drepturile. M-am zis, m-am luat toate hainele. Tot. Toate hainele am trimis la București. M-a rămas în... Eu am cerut de la unul, de la altul. Nici asta nu am vrut să mă aprobă când să ie un pachet de țigări. Adică așa, simplu. Că a zis, nu. Ești cel mai periculos, dar nu știu ce am făcut ca să-mi cel mai periculos. De ce crezi că la câteva ore după jaf a apărut poza ca și principal suspect? De ce a apărut? Vă zic încă o dată, ca procurorii, anchetatorii, nu știa că sunt la ora respectivă la sală, mă înțelegeți? Și ei a vrut, cum era și scris, nu știu de cine. Ei căutau un țap spășitor, adică un fraier care să ia faptă și... Să mergem înainte. Ei primesc grade și cineva primesc ani. Foarte mulți, mă înțelegeți? Câți prieteni era asta sală în momentul în care s-a produs? Nu, încă o dată vă zic. Nu era prieteni. Noi nu suntem. Adică eu nu pot să zic, dacă vă respect și vă salut, că suntem prieteni. Sunt băieți cu care ne antrenăm. Era 15 în sală și 15 se făcea șefere, că e sala foarte mare. Și toți 15 recunosc că ați fost grasă? E normal. Nu 15, 30, 30. Toți care și toți băieți s-a zis în prima zi și a zis și a doua zi. Și nu știu cine a zis, da, dar poate ai plecat la 50 minute și ai venit înapoi. Sunt de acord, dar nu sunt așa de rapid ca un paian și să se fugă. Nu, e logic, nu, n-am avut nici cal să alerg, să fiu ca boys cu două pistole, să intru înapoi, cum... Am stat la antrenament, am venit acasă, a doua zi am stat acasă, n-am făcut nimic și a treia zi când am dus să cumpăr niște prăjituri, pe Brașov am fost prins și atunci tot s-a întâmplat. Serghei Gorbunov, unul dintre suspecții în cazul atacului de la Casa de Schimb din Brașov, este primul lui interviu din închisoare. Cluburile cele mai renumite din nordul Bucureștiului, frecventate de floarea oamenilor de afaceri și a oamenilor politici, au fost luate azi noapte la bani mărunți de polițiști. Și rezultatul, 20 de tineri care aduceau droguri din Spania, Italia, Olanda și Germania și le vindeau apoi în localurile din cartierul Floreasca, au fost prinși în flagrant delict, au urmat percheziții în locuințele lor, de unde oamenii legii au confiscat 4 tipuri de droguri. Tinerii au încercat să intimideze pe polițiști cu relațiile pe care le au părinților. Poliția! Nu vă speriați! Tinerii care vindeau LSD, cocaină, hașiș, amfetamină și alte tipuri de drog în unele cluburi au fost filați timp de mai multe luni. Operațiunea Cocktail a fost declanșată în urmă cu 2 zile, când 20 dintre cei suspectați au fost prinși în flagrant delict. Dune-ai tu banii ăștia, mai spune o dată, dune-ai banii ăștia. Zi, domne, clar, explicat. Zic, dune-ai banii. Ce sunt drogurile? Sunt droguri. Ce sunt limbrile?
Droguri, așa, da. Așa. Sigur, numai timbre? Aici? Nu am avut niciodată la mine nimic. De unde le luai? De la băiatul ăla. Care băiat? De s-a luat altcineva. Am dat toate două din veterinari. O dată acum și o dată? Da, de spanii am dat. Auziți, păi e nouă. Dacă v-ați uitat sub pat, puneți patul la loc, puneți deasupra ca să nu... La perchezițiile de la domiciliile suspecților, polițiștii au găsit și confiscat droguri, cântare electronice, mii de lei și cartele telefonice. Tinerii sunt acuzați de trafic de droguri și riscă cel puțin 5 ani de închisoare. Unul dintre procurorii care au participat la această acțiune vine la ora 17 la Deschide Lumea. Vom vorbi despre legătura dintre dealerii de droguri, localurile de lux din București și despre proveniența acestor tineri cu vârste între 20 și 25 de ani, proveniența lor socială. Procurorii ne spun că sunt copiii unor înalți responsabili locali, unor membri ai Consiliului Local al Primăriei Sectorului 6, de asemenea ai unor celebri avocați bucureșteni. Acum despre criticile care au venit din partea Bruselului. Comisia Europeană a prezentat astăzi raportul interimar pe justiție pentru România. Principalul vizat e Parlamentul României, despre care se spune că a blocat investigațiile în cazurile de corupție la nivel înalt și a încercat să destabilizeze Direcția Națională Anticorupție. În document nu sunt amintite sancțiuni, nici nu avea cum să facă acest lucru documentul, pentru că este vorba despre un raport intermediar. La Bruxelles se află Ana Maria Roman, corespondentul Realitatea TV. Ana, te ascultăm. Bună ziua, Cosmin, bună ziua, Laura. Practic, membrii Comisiei Europene au încercat să ne transmită faptul că nu doar că nu ne-am rezolvat problemele semnalate în vara anului 2008, ci mai mult le-am amplificat. Cum ați spus și voi, Parlamentul e vizat de critici cele mai dure pentru faptul că ar fi blocat anumite anchete, dar și pentru faptul că ar fi încercat să restrângă competența anumitor procurori. Am vorbit despre probleme, acum să încercăm să găsim și soluții. Alături de mine se află europarlamentarul Nicolae Popa. Bună ziua! Ce soluții vedeți dumneavoastră? În primul rând vreau să îi felicit pe cei, pe românii, care au decis prin vot schimbarea guvernului, pentru că, evident, guvernul Tăriceanu a contribuit din plin la această situație. În al doilea rând, trebuie găsite de urgent soluții, pentru că avem un deadline, avem un termen limită, până în vara acestui an să rezolvăm soluții, să avem soluții să rezolvăm problemele. Dacă nu, se vor lua alte măsuri, inclusiv măsuri de restrângere a fondurilor. Deci pericolul este enorm. Trebuie deblocate toate dosarele din Parlament, pentru că Parlamentul nu se poate substitui justiției. Justiția e făcută la tribunal și la curtea, în alta curte și nu la Parlament. 2. CSM-ul, Consiliul Superior al Magistraturii, trebuie să, într-adevăr, să pornească anchete serioase la nivelul instituției privind nenumărate dosare care au soluții, ca să nu spun aberante, uneori greșite, dar uneori făcute cu rea credință. Și ați vorbit că guvernul Tăriceanu ar fi de vină pentru toate aceste probleme, totuși avem același ministru de justiție care a fost și atunci. Eu am spus de voința politică. Voința politică era a guvernului Tăriceanu. Ministrul Justiției este un executant în cadrul acestui guvern, iar încrederea care este acordat, să știți că s-a acordat pe faptele sale personale de la nivelul instituției. Pentru că la nivelul instituției, dânsul a sugerat, nu numai și-a sugerat și guvernului acest lucru, dar guvernul nu a înțeles despre ce este vorba. Nu, ministrul justiției în cazul de față are o răspundere, pentru că trebuie să transpună în fapte o serie de decizii ale guvernului actual. Parlamentul, în schimb, trebuie să ia decizii de îndată, pentru că ați văzut și dumneavoastră, critica este direct făcută și nu mai se bănuie că cineva e în spatele acestor acte. Vă mulțumesc foarte mult, domnul Popa. Totuși, Comisia Europarlamentară a Partidului Social Democrat este de altă părere. Ei susțin că acest raport, de fapt, nu reflectă adevărul. Autoritățile trebuie să accelereze ritmul reformei judiciare și a luptei anticorupție ca să redreseze regresele înregistrate în ultimele 6 luni. DNA has maintained its positive track record of prosecuting cases of high-level corruption.
However, investigations into some high-level corruption cases remain blocked by the remaining parliament. Parlamentul de la București se face vinovat de tentativa de a destabiliza Direcția Națională Anticorupție. Over the last six months, the stability of the anti-corruption framework suffered several serious challenges through the use by the Romanian Parliament of its initiative to change the nomination procedure of senior prosecutors. Comisia Europeană laudă existența ANI și faptul că CSM și-a asumat mai multe responsabilități pentru reforma judiciară. Cu toate acestea, rezultatele nu se văd, remarcă raportul Bruselului. Although there have been some positive signals in judicial reform, results are still difficult to demonstrate. La 16-18 deschide lumea au venit în această după-amiază domnii Marius Necula, senator PDL, domnul Georgian Pop, deputat PSD, domnul Attilio Corodi de la UDMR și colegul nostru Cristian Pătrășconiu de la Cotidianul. Încep cu dumneavoastră, domnule Necula, este un raport intermediar, un raport care nu stabilește pentru moment dacă va fi menținută sau nu monitorizarea, adică nu e ultimul cuvânt cu privire la monitorizare, dar perspectivele sunt destul de severe. Raportul are un ton destul de sever. Cum îl percepeți dumneavoastră? Două aspecte doresc să scot în evidență. În primul rând, raportul confirmă ceea ce președintele Traian Băsescu spune de atâta timp, ceea ce liderii PDL spun de atâta timp, ceea ce a făcut Monica Macovei și anume acea autoritate pentru... Agenția Națională pentru Integritate. Mulțumesc. Și, bineînțeles, activitatea lui Daniel Morar. Sunt cele două elemente, mă refer la activitatea ministrului Monica Macovei și a lui Daniel Morar, care au deranjat guvernul tărician. De ce ne-ați numit-o pe Monica Macovei, ministrul justiției în acest guvern? Bună întrebare. Nu, îmi puneți o întrebare la care nu pot să vă dumneavoastră răspund. Dumneavoastră mi-ați dat ideea acestei întrebări, nu era deloc exact pregătită. Ce pot să vă spun este că actualul ministru al justiției a fost agreiat de... PSD, de partenerii din PSD? De cei de la Uniunea Europeană, pentru că au avut încredere și a prezentat garanții. Păi, din răspunsul dumneavoastră înțeleg că e posibil ca Monica Macovei să nu fi fost agreată de cei de la Uniunea Europeană. Nici nu s-a pus în discuție, dar s-a dorit să existe o continuitate, tocmai pentru că după 2007 s-a înregistrat acest regres evident în ceea ce înseamnă justiția în România. De aceea s-a preferat să se meargă cu fostul și actualul ministru al justiției, repet, pentru continuitate, pentru că nu ministrul a fost de vină, ci raportul scoate în evidență acest lucru, este vorba de decizia politică și decizia majorității din Parlament care ne-a dus în actuala situație. Ați dat vina pe Partidul Național Liberal, pe guvernarea anterioară, dar aveți același ministru. Tocmai am spus că nu ministrul a fost de vină. Aici a fost nevoie de o decizie politică. În momentul în care a existat o decizie politică, Monica Macovei a avut sprijinul necesar pentru a mișca lucrurile. L-a numit pe Daniel Morar și i-a dat tot suportul. În momentul în care a început lupta împotriva lui Daniel Morar, aduceți-vă aminte și știu și declarația actualului ministru Predoiu, care a spus că la presiunea nu a continuat, dar era evident că era vorba de presiunea politică, a vrut să-l schimbe pe Daniel Morar din funcție. Pe ecrane, telespectatorii noștri urmăresc și imagini cu Serghei Gorbunov, este poate omul care a readus în discuție cel mai mult domeniul justiției în ultimul timp, acuzat de dublă tentativă de asasinat și eliberat după aceea din motive medicale pentru o operație pe care nu a făcut-o nici în ziua de astăzi. Serghei Gorbunov spune că a fost un țap ispășitor în cazul jafului de la Casa de Stimp din Brașov. După cum știți, el este principalul suspect în acest caz și venirea lui în fața camerelor de luat vederi nu face decât să ridice și mai multe semne de întrebare asupra unui sistem juridic criticat astăzi de la Bruxelles. Pentru că din explicațiile pe care le-am urmărit împreună până acum câteva minute, Serghei Gorbunov spune foarte clar că a uitat sau că avea o treabă de rezolvat la Deva cu un proces, motiv pentru care singura greșeală pe care și-o reproșează este că nu s-a întors în închisoare. E bine, această întoarcere în închisoare nu ar fi trebuit să fie la latitudinea lui. Așa cum bine știți, polițiștii ar fi trebuit să afle că termenul în care el trebuia să se întoarcă înapoi în închisoare se încheiase de o lună și jumătate.
Ne vom întoarce și la Serghei Gorbunov, dar acum despre reacțiile politice din România la raportul intermediar pe domeniul justiției al Comisiei Europene. O legătură telefonică directă cu Siegfried Mureșan. Este un consilier, unul dintre consilierii unui parlamentar german. Este chiar șeful Comisiei pentru Afaceri Europene din Parlamentul German. Și vorbim acum cu consilierul acestui parlamentar, vă reamintesc, Siegfried Mureșan. Bună ziua, domnule Mureșan. Parlamentari români care astăzi au spus, inclusiv unii dintre ei, că este impardonabil ca o instituție cum este Comisia Europeană să se lege de Parlamentul României. Cum comentați? Bună ziua, domnule Prelipcean și telespectatorilor noștri. În primul rând, cred că trebuie să fim conștienți de faptul că în momentul de față România este membru plin al Uniunii Europene, ceea ce aduce cu sine o serie de drepturi, dar și o serie de responsabilități. Responsabilități pe care ni le-am asumat prin semnarea tratatului de aderare al României la Uniunea Europeană, a fost alegerea noastră a poporului român asumată de toți factorii de decizie politici, iar să nu uităm faptul că aderarea noastră a României la Uniunea Europeană la 1 ianuarie 2007 a fost posibilă numai contra angajamentului de a continua în mod susținut reformele în justiție. Din păcate, acest angajament, cabinetul anterior, condus de primul ministru Tăriceanu, nu a înțeles să îl ducă la îndeplinire și atunci este normal la Comisia Europeană, în contra angajamentelor asumate, dar nerespectate, să aibă în vedere eventuale sancțiuni, ceea ce nu este, nu este doar un caz particular ce vizează România. Acest lucru se poate întâmpla oricărui stat membru al Uniunii Europene ce încalcă angajamentele asumate de Uniunea Europeană. Mai pe șleau, domnule Mureșan, spuneți-ne care sunt riscurile dacă progresele pe care le așteaptă Comisia Europeană nu se vor petrece nici până în iulie, care ar fi riscurile? Domnule Prelipceanu, cred că raportul intermediar de astăzi, deși este unul tehnic, este unul foarte clar. Mă tem că am pierdut această legătură telefonică directă, dar cred că și invitații din platou ne pot lămuri. Domnule Pop, critici care n-au întârziat să-și găsească ecoul în România, pentru că parlamentarii au sărit și au spus, nu e problema noastră, noi acum am fost învestiți. Pentru început, eu aș vrea să urez succes redacției dumneavoastră și poate când o să fie raportul final din iunie, o să reușiți să-l prindeți la telefon pe parlamentar, nu doar pe consilier. Cred că ar fi foarte interesant să aflăm și părerile parlamentarilor. Știți care e o problemă? Domnul Siegfried Mureșan cred că se exprima suficient de bine, da. Vorbește limba română foarte sigur. Bine și ca să sigur. Înțeleagă românii mai bine de la un vorbitor de limba română, l-am ales special pe dânsul. În același timp, eu cred că raportul de astăzi este un semnal foarte clar pentru societatea românească de ansamblu, pentru că trebuie să avem un sistem de justiție care să funcționeze. Am urmărit... Cum explicați reacția parlamentarilor, dumneavoastră imediat, care sunteți da. Parlamentari? Și eu mai vreau să vă mai întreb ceva. Sper să răspundeți și aceste întrebări. Da, sunt cetățean român, uitați că sunt jurnalist și că sunt aici la Realitatea, sunt omul de pe stradă, îmi spuneți că e o problemă a societății românești da. În ansamblu. Da. Să-mi spuneți și mie ce trebuie să fac eu din stradă. Așa. Împreună am urmărit declarațiile domnului Gorbunov și eu personal am avut senzația că suntem într-un scenariu de Kafka. Adică nimeni nu știe despre nimic. El spunea că dacă vroia putea să fugă din prima zi din țară, mai avea o lună până să se întoarcă. Și cred că principalul lucru pe care trebuie să-l facem este să stabilim ordine în țara asta, din punct de vedere al procedurilor penale și a regulilor penale. Ori de 4 ani de zile noi nu avem codurile adoptate. Aici cred că este marea problemă a României. Sigur, domnul europarlamentar Vlad Popa a spus un lucru interesant. Actualul ministru e bun, era rău acum câteva luni când era în guvernarea Tăriceanu și guvernarea Tăriceanu este de vină, acum este bun. Sigur, este responsabilitatea ministrului, este toată responsabilitatea Parlamentului să adoptăm cât mai repede toate aceste coduri. Pentru că dacă o să avem codurile foarte clar formulate, cred că încet, încet o să scăpăm din situațiile absurde cum e cea cu Gorbunov. Nu cred că aceste coduri sunt problema. Problema este de mentalitate. Problema este ca să se încheie odată cu, sau măcar să se facă încercări de a se termina corupția. Și dau un exemplu de mentalitate. În momentul în care s-a votat pentru urmărirea penală a lui Adrian Năstase în Comisia Juridică la Camera Deputaților, PSD-ul a votat și l-a susținut pe Năstase. Este unul din punctele în care suntem amendați. Partidul Democrat Liberal, nu v-am întrerupt, domnul coleg, nu v-am întrerupt, lăsați-mă să-mi duc ideea până la capăt. Parlamentarii PDL au promis un lucru, acum 4 ani de zile, se țin în continuare de ceea ce am promis. Și anume, nu trebuie ca un parlamentar, indiferent cum îl cheamă, că a fost ministru, că a fost prim-ministru, să fie deasupra
cetățeanului obișnuit. Și vreau să vă răspund eu la întrebarea pe care a spus-o dumneavoastră. Ce trebuie să facă cetățeanul obișnuit? Vreau să vă spun că cetățenii obișnuiți și-au făcut treaba. Au schimbat guvernul tăriceanu. Este rândul actualului guvern, Emil Boc, să demonstreze că cetățenii nu s-au înșelat. Este suficient, domnule Corodi? Să avem un guvern nou. La asta mă refer. E o premisă, e un punct de plecare, poate. Dar poate este și o înșelare până la oamenilor, pentru că spunem, e un nou star și se poate rezolva. Justiția are probleme mult mai profunde. Eu cred că odată superficialitatea este o problemă a justiției. Autocontrolul justiției este o problemă. Cum se controlează? Pentru că vedem de foarte multe ori decizii care sunt foarte suspecte și cetățenii până la urmă n-au puterea să meargă mai departe și să atenționeze că poate odată judecătorul a decis din anumit motiv sau altul. Deci e o boală a sistemului și problema este că am delegat drepturi conform normelor europene, dar sistemul în sine nu știe să se autocontroleze. Gorbunov a demonstrat lucrul acesta. 140 și ceva de oameni au demonstrat care sunt în afară și nu știm unde sunt și pe, tot mai pe scăpare și superficialitatea sistemului. Cât despre partea politică, este interesant că și Vlad Popa aici cred că a greșit foarte mult. Să ai același ministru acum să spui că totul este perfect și înainte n-a fost totul perfect. Ministrul acela acum comunică într-un fel, acum noiembrie comunica poate într-un alt fel. Este totuși E o chestiune de imagine. Pe de altă parte, domnul Predoiu n-a fost foarte mult ministru în cabinetul Tăriceanu. Da, dar eu știu că domnul Predoiu, care era un om serios. Era un om serios, așa l-am cunoscut. Acum mai e un om serios, domnul Predoiu? Ba este, dar totuși și la domnul Predoiu am observat o schimbare a retoricii, nu în sensul că acum spune altceva, dar parcă uite ce a spus în noiembrie sau octombrie. Pe de altă parte, la ora actuală, actualul guvern, guvernul Emil Boc, are un mare test. Actualul guvern are, cred că, cea mai mare majoritate de până acum din Parlamentul României. Actualul guvern singur poate să-și rezolve problemele, să demonstreze. Să demonstreze, pentru că testul acesta că am pierdut odată deja într-o comisie. Sunt curios în plen cum va fi testată această coaliție și cum se vor... Domnul Adrian Năstase, îmi cer scuze că vă întrerup, domnul Adrian Năstase s-a oferit. Da? Atunci coaliția să-și asume... Domnule Pop, cum veți vota în plen? Pentru a trece să fie urmărit penal. Haideți să-l ascultăm pe domnul Pop. Cum veți vota în plen? Din punctul meu de vedere, lucrurile sunt foarte clare. Domnul Adrian Năstase a spus că vrea să fie să înceapă urmărirea penală și să meargă în instanță. Domnul ministru al Justiției este reconfirmat. Domnul Daniel Morar este reconfirmat. Iar comisia juridică, o secundă, vă rog să, colegii dumneavoastră de partid au votat împotriva trimiterii lui în instanță. Să mă lăsați să-mi termin ideea, vă rog foarte mult, și îi dau răspunsul și colegului. Are perfectă dreptate când spune în continuare este responsabilitatea guvernului Boc. Îi atrag atenția în mod colegial că și guvernul Boc trebuie să fie foarte atent și să nu promoveze oameni cum ar fi domnul Manțoc, pentru că atunci, în câteva luni, pe un post foarte important din sistemul energetic, pentru că atunci, în câteva luni, din nou, o să ajungem în această situație ca oameni asupra cărora planează suspiciuni de corupție să fie promovați. Vrem să-l ascultăm și pe domnul Necula în legătură cu domnul Manțoc, dar vă întreb pe dumneavoastră. Faptul că cei de la Comisia Europeană spun așa, anchetele privind corupția sunt blocate în Parlament, vă simțiți în vreun fel dumneavoastră de la PSD cu musca pe căciulă? Nu știu, eu cred următorul lucru. Suntem vă practic... sau nu vă? Lăsați-mă să spun, de obicei, realitatea e mult mai complexă și nu putem... tranșa foarte clar în alb sau negru. Se referă la dumneavoastră această referire? Și la mine. Suntem primul parlament ales pe sistemul nominal. Eu sunt la primul mandat ales în parlament. Adică blocați anchete? Nu. Nu o să blochez nicio anchetă. Adică votați pentru... Justiția trebuie să-și facă treaba. Ăsta este lucrul cel mai important și să nu mai ajungem la situații, pentru că, domnul Prelicianu, și termin în 10 secunde. Vă rog. Avem un talent extraordinar de a discuta și e foarte important. Nu, dumneavoastră aveți un talent extraordinar de a vă opune trimiterii oamenilor în instanță, în fața legii. Clar că nu mă opun. Însă, pe lângă palierul de sus, în care există corupția înaltă, haideți să ne uităm și la palierul de jos și vorbesc de justiție ca un sistem integrat. Păi uitați cazul Gorbunov, domnul Pop. Cazul Gorbunov, mi se pare... Să mai repete. Ăsta este scopul. Dacă o să avem o justiție pe ansamblu care funcționează bine și societatea se dezvoltă. Este o corelație, foarte pe scurt o să vă spun, foarte importantă între funcționarea justiției și nivelul de bunăstare. Vrem să ne spuneți imediat cum vedeți dumneavoastră rezolvările în cazul Gorbunov. Cristian Pătrășconiu,
mica dispută la care am fost aici părtași, nu părtași, am asistat multe la ea. Da. Cum ne poate dovedi această prietenie că noul guvern va face ce n-au făcut altele? Cine se iubește se rănește, să zicem. Sunt gluma deoparte. Am urmărit cu mare atenție declarațiile liderilor și ale celor de la PSD și de la PDL. Mi se pare că se poate de evident că oamenii aceștia sunt întorși cu cheița, într-un fel. Cei de la PSD au un hit, anume că nu trebuie să ne uităm numai la vârf, acolo unde sigur sunt probleme și nu știu ce, nu știu cum, ci și jos, acolo unde, iată, cazul Gordonu și mai departe. Cei de la PDL, iarăși, cu cheița, e de vină guvernul Tăriceanu. Da, e de vină și guvernul Tăriceanu, sigur. E adevărat, dar e de vină și PSD, pentru că în perioada aceea, în Parlament, umăr lângă umăr, PSD, UDMR, PNL, au ajutat să avem ceea ce avem astăzi în raportul tehnic, anume pasaje foarte negre, să zicem, vis-a-vis de actul de justiție în România. Spuneați că e o problemă de mentalitate. Eu zic că e o problemă de complicitate. Și o problemă de complicitate la vârf. Și la nivel politic, între, până acum cel puțin, până acum două luni, o anumită majoritate, dar și la nivelul, și la vârf în privința sistemului de justiție. Nu întâmplător, Parlamentul și CSM-ul sunt în continuare instituțiile cele mai amendate în acest raport. Așa încât mirarea inocentă a celor de la PSD mi se pare că este foarte ușor de demontat, așa cum și mirarea noastră că, sau argumentul că domnul Predoiu continuă ceea ce a făcut înainte e ușor de demontat. Aici, în platou ăsta, a fost într-o duminică la doamna Drăgotescu, domnul Predoiu, și Dan Tăpălade i-a spus că și n-a protestat niciun fel, că domnul Predoiu este ca și apa. Dacă le iei într-un pahar, cu într-alt pahar, nu e nicio problemă. A fost total de acord. Ceea ce e la vârf a iradiat în jos și avem Gordonov, Gorbunov, să zicem, în țara asta, pentru că la vârf sunt semnale că se poate. Dar Gorbunov, pe care l-am auzit astăzi, pentru că a dat un interviu pentru presă la penitenciarul de maximă securitate din Aiud, vorbește despre el ca despre un oropsit, ca despre un fiu al ploii. Toți și aici îl citesc. Nu vedeți că toți sunt victime și Năstase e victimă. Haideți să revedem un fragment din acest interviu. Ce ne puteți spune despre incidentul de la Brașov? Sunteți sau nu sunteți vinovat? Vă zic din prima că nu sunt vinovat. Și nici nu sunt implicat acolo și nu știu nimic. Și ce s-a întâmplat în Brașov m-a stricat viața total. Știți ceva despre jaful de la Brașov? Care e jaful? Despre ceea ce s-a întâmplat acolo, de la... Care s-a întâmplat, care a murit oameni, nu? Exact. Nu, vă zic încă o dată, că când a ieșit de întreruperea, am dus viața foarte liniștită, nu făcea nicio prostie și, cum să zic, să zicem și un lucru simplu. Cum pot să fac eu o prostie când știu că am greșit în 2004? Adică singur putea venea la poliție și zicea, luați-mi mâinii că mă duc să fac o prostie astăzi. Că eu nu știa că am făcut și eu în 2004 niște răzbunări. Dacă vroia să fug, fugea din prima zi. N-am pe nimeni care să mă ajute, să mă apere, sunt sigur. Mi-a făcut fiul ploiilor, adică vă zic sincer, vă înțelegeți? Și sunt oameni care există în Brașov, care pot să zice, dacă am greșit, că ori am reputația prostă. De ce crezi că la câteva ore după ce a apărut poza ca și principal suspect? De ce a apărut? Vă zic încă o dată, ca procurori, anchetatorii, gândea, nu știa că sunt la ora respectivă la sală, mă înțelegeți? Și ei a vrut, cum era și scrisă, nu știu de cine, căuta un țap spășător, adică un fraier care să ia fapta și să mergem înainte. Ei primesc grade și cineva primesc ani. Domnule Corodi, ajutați-ne pentru că până la un punct acest interviu îți poate crea senzația că e perfect irelevant și că trebuie să treci peste el. Un individ care este în închisoare, s-a întors de acolo de unde plecase pentru că trebuia să se întoarcă mai devreme. Dar în contextul informațiilor adunate în ultima lună sau în ultima perioadă, dialogul este irelevantă și cred că trebuie să fim foarte atenți la această discuție. E o problemă pentru că eu cred că sunt foarte multe cazuri de genul acesta.
dar cum și președintele Băsescu spunea, și puțin mă întorc la partea politică, în momentul investirii guvernului, este guvernul pe care l-am visat cu cele două partide și cu toate problemele acestea, și astăzi spune din nou președintele Băsescu, știu că ministrul acesta va fi 4 ani de zile și n-am nici, eu sunt norocul lui. Eu cred că în condiții acestea nici Partidul Democrat Liberal nu poate să se schiveze că n-are nicio problemă cu domeniul justiției, pentru că Partidul Democrat Liberal a ales acum o coaliție, o alianță, un partener care poate în punctul lor de vedere să se spăta, dar totuși sunt la guvernare, au 70% și ar trebui să meargă decizia unul după altul. Dar deciziile, din ceea ce am observat până acum, sunt total sunt necoerente, odată de la extremă ca la cealaltă extremă. Vedem bugete de stat foarte ciudat făcute, vedem decizii foarte interesant copte și după aceea, după două săptămâni, retorică schimbate. Adică eu cred câteodată, și poate e și o cu sarcasm, că un guvern tăricianu firav cu 20% era mai coerent decât actualul guvern cu 70%. Sunteți subiectiv, pentru că UDMR-ul a făcut parte din acest... Nu spun că nu sunt subiectiv, pentru că am făcut parte în guvernul respectiv, dar sunt semnale care spun lucrul acesta. Păi iată, domnule Corobi, cât de coerent. Avem aici raportul de țară. Este absolut coerent dezastru pe care l-a lăsat guvernul tăricianu. Acum depinde în ce sens e coerent. Vorbeam despre cazul Gorbunov și e o informație de ultimă oră, pentru că polițiștii au anunțat că au un suspect nou în cazul dublului asasinat de la Casa de Schimb Valutar din Brașov. E vorba tot despre un cetățean din Republica Moldova, după cum declară pentru agenția Newsin anchetatorii care se ocupă din acest caz. Avem și numele său, îl cheamă tot Serghei. De această dată îl cheamă Serghei Gribenko, are 36 de ani, este dat în urmărire internațională de mai bine de 4 ani. Ar fi fost văzut în seara jafului în Brașov. Agenția Newsin susține că expertiza balistică a scos la iveală faptul că una dintre cele două arme folosite în acest jaf ar fi fost cumpărată ilegal de Serghei Gribenko din Republica Moldova. E vorba despre un pistol Glock de calibru 5,6 mm. Pentru că ne reamintim, în cazul acestui atac, polițiștii, mai bine spus procurorii, cei care se ocupă de anchetă, au găsit în victime proiectile de calibre diferite, ceea ce acreditează ideea că s-ar fi tras din arme diferite, din două arme diferite, deci ar fi fost mai mulți autori ai acestui dublu asasinat. Domnilor, încă un suspect, tot din Republica Moldova. Ce e Republica Moldova? Sau se poate face vreo legătură? Sau poate trage vreo concluzie în privința acestor asemănări între persoanele suspectate de ce s-a întâmplat acolo? Nu, eu nu aș vrea să aruncăm anatema asupra Republicii Moldova. S-a mai făcut această greșeală și cu românii, uneori în Italia, și am trăit acest sentiment că românii în general, deci toți românii, sunt hoți, ceea ce este o greșeală, iar cu tot regretul, ceea ce s-a întâmplat în Ungaria cu handbalistul român, cu uciderea handbalistului român, transferă, dacă vreți, problema romilor, care era cantonată, se pare, sau unii doreau să o cantoneze numai în România. Zic eu că din acest moment, prin acest incident tragic, devine o problemă europeană și eu cred că va trebui tratată ca atare. Dar aș dori să intervin și să fac o mică mențiune vis-a-vis de ceea ce susținea colegul de la PSD, că ar trebui să ne îndreptăm atenția mai mult pe micii corupți, iar corupții la nivel înalt să-i lăsăm. Nu v-am întrebat, domnul coleg, învățați niște reguli, sunt niște reguli foarte simple. La fel cum și dumneavoastră l-ați întrerupt pe domnul ministru Corobi, mi-am permis și eu să fac o precizare. Și o să vă spun următorul lucru. Parlamentul a blocat investigațiile la nivel înalt. Interpretați spusele. Haideți să încercăm să ne înțelegem. E limpede că sunt tensiuni între dumneavoastră? Nu sunt. Schimburi normale de idei. Eu vreau doar să-i spun. Vom încerca să ne destupăm urechile atunci și să percepem doar undele pozitive pe care le transmiteți. Un singur lucru, că în acest raport suntem sancționați, în special, și ni se readuce aminte, că blocăm investigațiile, că Parlamentul blochează investigațiile la nivel înalt, că a încercat să destabilizeze DNA și a introdus amendamente care au restricționat prerogativele procurorilor. Așa spune raportul. Nu spune nici PDL-ul, nici UDMR-ul, nici altcineva. Bun, domnule Pătrășcăniu, întorcându-mă la cazul Gorbunov, pentru că mă gândesc că astăzi anchetatorii i-au dat voie să vorbească acestui om care era suspect, tot astăzi vin cu pista unui nou suspect în cazul jafului de la Casa de Schimb din Brașov. E o coincidență?
știu dacă e o coincidență. E, în orice caz, un semn de, cum să spun, de oarecare confuzie a celor de acolo. Pentru că, amintiți-vă cum au început. Au început ca niște milițieni, cu extraordinar de multe date care se băteau în cap. Una cu cealaltă în acel moment. Și într-adevăr cu un portret robot care semăna izbitor de tare cu imaginea Photoshop, acestui om. Faci copertele, modifici un pic ridurile și... Știți asta? Păi, sau... lucrăm la ziar, nu? Și noi lucrăm în Photoshop câteodată, nu? Și sigur. Toate acestea în momentul în care Liviu Dragnea fusese numit la scurt timp ministru de interne, înainte să anunțe că de fapt părăsește acest post. Nu știu, e o coincidență. Nu le-aș lega, Domnul Coroni, aș spune o întrebare dumneavoastră, pentru că eu mă uitam ciudat asta de interviul acesta, nu sunt ziarist, dar spune timp și mie, dacă pe procedură este normal ca cineva care s-a anchetat, este deținut, să țină conferințe de presă. Este un caz extrem de rar, rarisim chiar. Adică pentru că a fost invitată toată presa și agenții de presă și televiziunea. Cred că jurnaliștii n-au niciun merit în acest interviu. N-au niciun fel de merit, au fost invitați acolo, sigur, au fost chemați. Erau mai multe televiziuni, cu microfoanele. Se puneau întrebări din partea mai multor jurnaliști. Este din nou un semn de întrebare de ce s-a discutat, de ce a fost permis la Golubnov să spună ceva presei, pentru că a spus lucruri foarte ciudate din punctul de vedere, care știm toată povestea, dar totuși a spus problema aceasta. Nu știu, era nevoie de o mediatizare? Și mai există o asemănare între Gribenko și Gorbunov, ambii Serghei. Domnul Gribenko este noul suspect despre care vorbim, cel de 36 de ani. Era dat în urmărire internațională de mai bine de 4 ani. Și nu l-au găsit decât cu această ocazie. 4 ani! Dar au găsit până la urmă? Au zis că au găsit sau că au identificat? Nu este în posesia poliției. Nu l-au capturat. Unul dintre motivele pentru care Serghei Gribenko, spun anchetatorii citați de agenția Newsin, pare astăzi ca nou suspect în cazul acestui jaf de la Casa de Schimb Valutar din Brașov, este că se afla în Brașov în ziua în care a fost comis jaful și respectiva crimă. Nu m-am uitat la televizor în ziua respectivă când Golubnov a fost prins. Am ascultat la radio în mașină și eram surprins cum brusc au prins într-un supermarket cumpărând ceva. Mergea să-și ia prăjituri. Cum reușești să identifici, duci bine acolo efectivele? Adică poza aceea, nu știu, poate polițiștii sunt foarte pricepuți, dar nu era atât de evident că găsești omul respectiv imediat acolo. Adică ei știau până la urmă că este la Brașov. Nu era o S-a mers o la pont. Întâmplare. Deci este clar că a fost o informație colaterală în acest fel, pe sursă. Pentru că la un moment dat și-am văzut în presă, lăudându-se, și este de lăudat, poliția maghiară și modul în care poliția din Republica Ungară și modul în care au colaborat cu austriecii pentru prinderea suspecților în crima lui Marian Cosma. Eu sunt de acord, dar acolo existau imagini foarte clare a celor care erau suspecti de crimă și a fost relativ ușor să faci un portret robot. Și mai ceva, polițiștilor sunt polițiști, nu sunt milițieni de România. Se termină o civilizație la graniță, îmi pare rău că trebuie să o spun, la granița cu Ungaria. N-aș blama toată poliția, vă spun ce nu toată, dar o bună parte... Să fie blamat tot sistemul e, medical, e important să nu generalizăm, sunt foarte multe cazuri de malpraxis în sistemul medical, dar să nu generalizăm. Aruncă asupra dar instituției respective. Ceea ce ne sperie este acea legătură între diferite instituții pe această temă, de exemplu, care ne sperie. Înseamnă că, până la urmă, ca un om simplu, poți să pățești și să nu reacționeze instituții în contra celuilalt, pentru că sunt sub aceeași cupolă toată lumea. Nu vă spun, eu am, cât am fost ministru, am încercat cât de cât să mă implic în tot ce înseamnă defrișări ilegale. Nu vă spun ce este acolo. Vom vorbi despre defișări câte legale, și probabil și instituții și legături. Ne întrerupem pentru o scurtă pauză și revenim cu informațiile despre acest nou suspect în cazul dublului asasinat, în cazul jafului de la Casa de Schimb Valutar din Brașov, tot un cetățean din Republica Moldova și pe el îl cheamă tot Serghei, dar nu Gorbunov, ci Gribenko, are 36 de ani, ne întoarcem imediat. Ce puteți spune despre incidentul de la Brașov? Sunteți sau nu sunteți vinovat? Vă zic din prima că nu sunt vinovat și nici nu sunt implicat acolo și nu știu nimic.
Noul Avensis. Tărie de caracter. E greu de crezut că n-are alcool. Ursus, bere fără alcool cu gust de bere adevărată. Ce culoare prețioasă! Ce lux, ce strălucire! Ce are ea și eu nu am! Sfatul meu, încearcă noul palete de lux cu proteină de cașmir și extract de perle pentru o culoare cu mai multă strălucire ca oricând și pentru un păr surprinzător de mătăsos. Acum părul meu este cea mai valoroasă bijuteria mea. Noul palete de lux Schwarzkopf Professional Haircare for You. Cremos. Un iaurt atât de fin și de cremos încât îl dorești până la ultima picătură. Cremoso, crema iaurturilor. Descoperă sclipirea neprețuită a diamantelor în strălucirea uimitoare a părului tău, care se simte mai bine ca niciodată. Noul șampon Nivea Diamond Gloss cu particule de diamant. O strălucire unică de diamant. Noua gamă Nivea Diamond Gloss. Pentru că frumusețea este o sclipire. Acum încearcă noul Nivea Diamond Gloss Spray pentru o finisare strălucitoare. O cremă poate crea tinerețea pielii? Descoperiți Dermagenez de la L'Oreal. Ajută la crearea de noi celule pentru o piele vizibil mai tânără. Numai Dermagenez conține proxilan și acid hialuronic. Pielea arată mai plină, întinsă, iluminată. Nou Dermagenez de la L'Oreal Paris. Pentru o piele vizibil mai tânără. Pentru inflamații și dureri puternice în gât, ia Strepsils Intensiv, miere și lămâie. Strepsils, primul ajutor pentru durerile în gât. Se recomandă citirea cu atenția prospectului. La Obi îți permiți orice. Acum reduceri fenomenale. Ușă interior la 219,9 lei. Polistiren expandat la 29,99 lei. Și pungă mix feronerie la numai 39,99 lei. În București și Oradea. Obi, grădină, renovare. Prețuri fenomenale. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Un nou suspect așadar în cazul dublului asasinat de la Casa de Schimb Valutar din Brașov. Este vorba tot despre un cetățean din Republica Moldova. Îl cheamă Serghei Gribenko, are 36 de ani. Sunt informații care le-au parvenit colegilor noștri de la agenția NewsIn, de la anchetatorii care se ocupă de acest caz. Colegii noștri de la agenția NewsIn susțin că expertiza balistică a scos la iveală faptul că una dintre cele două arme folosite în jaf ar fi fost cumpărată ilegal de Gribenko din Republica Moldova. Ar fi vorba despre un pistol Glock de calibrul 5,6 mm. Anchetatorii au mai declarat pentru ziariștii de la NewsIn că Gribenko ar fi fugit din România chiar în sarea atacului, deci nu l-au prins. A doua zi a fost reperat în Republica Moldova, însă se pare că a părăsit între timp și teritoriul Republicii Moldova. Moldoveanul a fost condamnat la Cluj pentru furt și înșelăciune. Din cauza asta era dat în urmărire generală de 4 ani, urmărire internațională. Ne întoarcem la invitații noștri. Domnule Pop, ancheta cum merge din punctul dumneavoastră de vedere? Ancheta de la Casa de Schimb din Brașov. Personal, mi-aș fi dorit ca rezultatele să fie la fel de rapid aflate, cum a fost cazul în Ungaria, cu handbalistul român. Dar de ce faceți comparația asta? Toată lumea o face, vă întreb pe dumneavoastră de ce o faceți. Da, pentru că există oarecare similitudine. Ambele victime au încercat cu prețul vieții să restabilească o stare de normalitate și au plătit cel mai scump cu prețul vieții. Din nefericire pentru noi, în Ungaria, probabil că și conjunctura a fost de altă natură, lucrurile s-au derulat mai rapid și vinovații au fost identificați mai repede. Lucrul ăsta ni l-am fi dorit și la noi. Însă ce-mi doresc în același timp este ca de data asta informațiile cu privire la al doilea suspect să fie unele corecte și să evităm riscul de a arunca asupra unei populații, Republica Moldova, niște suspiciuni de infracționalitate, pentru că noi am trăit anul trecut cu incidentele din Italia, același sentiment neplăcut în care, la modul general ca grup, ești acuzat de niște fapte antisociale pe care, practic, doar niște uscături le produc. S-au grăbit polițiștii în cazul Gorbunov, domnule Necula? Cu siguranță că
au respectat procedurile, atât ei cât și procurorii, deci nu am niciun dubiu în această privință. Singurul lucru pe care, de care mi-este teamă este ceea ce comentam puțin într-o pauză înainte cu domnul Corodi, vis-a-vis de această laxitate a unui suspect la o crimă deosebit de gravă, care apare ca o mare vedetă și dă interviuri, își clamează nevinovăția și încearcă de altfel să impresioneze și să inducă o anumită... Fotografia pe care o văd telespectatorii noștri pe ecran în acest moment este cea a lui Serghei Gribenko. Este un bărbat de 36 de ani, potrivit anchetatorilor care se ocupă de acest caz, care au furnizat aceste informații pentru agenția NewsIn. Probabil că este vorba despre o fotografie ceva mai veche. Oricum, anchetatorii, conform colegilor noștri de la NewsIn, ar ști că este vorba despre acest cetățean, pentru că a fost văzut în seara atacului în preajma casei de schimb. Fotografia aceasta ar putea fi mai veche și de data asta Cristian Pătrășconiu n-are căciulă pe ochi. N-are căciulă, da. Dar e din copilărie. Nu avem mai mult decât un suspect deocată și niște capete de informații, anume că a fost văzut în Brașov în seara respectivă. Grav în continuare rămâne, după mine, comportamentul polițiștilor români din zilele imediat de după atentat și cel mai grav e, rețeaua de complicități de la vârf, justiție, poliție și așa mai departe. Domnule Corodi, fotografia ne ajută? Îi ajută pe cei care l-ar fi văzut? Nu știu, pare mai veche. Nu cred că ne ajută, e foarte greu, dar eu cred că, și ați vorbit de poliție, poliția ar trebui ca în perioada următoare să concentreze, să-și facă treaba, pentru că făcând foarte transparent din punct de vedere mass media, cred că e presiunea prea mare asupra lor și gestul de astăzi cu conferința aceea de presă, cred că este neacceptabilă. Eu n-aș fi vrut ca cetățean să văd pe Gorbunov acolo, spunând tot felul de lucruri care oricum nu mă interesează, pentru că justiția trebuie să spună ce a făcut el. El poate să pledeze, dar după aceea când se pune problema în fața instanței, dacă este cazul. Vă mulțumim tuturor. Ora 17 deja, un om a murit și alți trei sunt răniți după ce o bucată din planșeul unei clădiri în construcție din Oradea s-a prăbușit. Muncitorii turnau o șapă de beton la etajul al doilea în momentul în care plafonul s-a prăbușit sub greutatea betonului pe care îl turnau muncitorii. Răniții au fost transportați la Spitalul Județean, iar unul dintre ei este în stare foarte gravă. Unul dintre muncitori este în curs de se intervine în acest moment. Este operat de două echipe de chirurgi. Ceilalți doi sunt în stare bună, stabili, cu fractură, unul dintre ei cu fractură la nivelul calcaneului bilateral, celălalt cu o plagă la nivelul feței, fără niciun fel de alte probleme. A rezultat că fenomenul de prăbușire a planșeului, de care tocmai s-a făcut vorbire înainte, s-a produs având în vedere faptul că supraîncărcarea cu masa turnată de beton a dus la atacat rezistența acelei structuri din tablă profilată și s-a prăbușit structura de rezistență. Ar fi putut fi evitat acest accident, domnule Lupea? Ar fi fost ușor de evitat dacă cei cinci membri ai echipei de turnare nu s-ar fi așezat să privească la această operațiune sub planșeu. Și încă o informație foarte proaspătă, polițiștii au un nou suspect în cazul dublului asasinat de la Casa de Schimb Valutar din Brașov. Este vorba despre un cetățean din Republica Moldova, au declarat pentru NewsIn anchetatorii care se ocupă de acest caz. Îl cheamă Serghei Gribenko, are 36 de ani și este dat în urmărire internațională de mai bine de 4 ani. Ar fi fost văzut în seara jafului în Brașov. Agenția NewsIn susține că expertiza balistică ar fi scos la iveală faptul că una dintre cele două arme folosite în jaful de la Brașov ar fi fost cumpărată ilegal de Serghei Gribenko din Republica Moldova. Este vorba despre un pistol Glock de calibrul 5,6 mm. Anchetatorii au mai declarat pentru ziariștii de la NewsIn că Gribenko ar fi fugit din România chiar în seara atacului. A doua zi a fost reperat în Republica Moldova, însă se pare că a părăsit între timp și teritoriul acestei țări. Moldoveanul a fost condamnat la Cluj pentru furt și înșelăciune acum 4 ani.
Despre Serghei Gorbunov de această dată, care declară că nu este vinovat, nu este implicat în jaful și în dublul asasinat de la Brașov, iar ceea ce s-a întâmplat acolo i-a stricat viața, sunt primele declarații făcute de Serghei Gorbunov la penitenciarul din Iaud. Iaud, acolo unde a fost transferat chiar astăzi. Gorbunov este singura persoană reținută în cazul atacului asupra casei de schimb valutar și până astăzi era principalul suspect. Cine puteți spune despre incidentul de la Brașov? Sunteți sau nu sunteți vinovat? Vă zic din prima că nu sunt vinovat și nici nu sunt implicat acolo și nu știu nimic. Și ce s-a întâmplat în Brașov m-a stricat viața total. Știți ceva despre jaful de la Brașov? Care-i jaful? Despre ceea ce s-a întâmplat acolo, de la... Care s-a întâmplat, care a murit oameni, nu? Exact. Nu, vă zic încă o dată, că când a ieșit de întreruperea, am dus viața foarte liniștită, nu făcea nicio prostie și, să zicem și un lucru simplu. Cum pot să fac eu o prostie când știu că am greșit în 2004? Adică singur putea venea la poliție și zicea, luați-mi mâinii că mă duc să fac o prostie astăzi. Că eu nu știa că am făcut și eu în 2004 niște răzbunări. Dacă vroia să fugea din prima zi. N-am pe nimeni care să mă ajute, să mă apere, sunt sigur. Mi-a făcut fiul lui Ploier, adică vă zic sincer. Vă înțelegeți? Și sunt oameni care există în Brașov, care pot să zice, dacă am greșit, că ori am reputația prostă. De ce vreți să la câteva ore după ce am apărut poza... Deci a apărut, vă zic încă o dată, că procurorii, anchetatorii nu știa că sunt la ora respectivă la sală, mă înțelegeți? Și ei a vrut, cum era și scris, nu știu de cine, căuta un țap spășător, adică un fraier care să ia fapta și să mergem înainte. Ei primesc grade și cineva primesc ani. Vorbim acum despre cluburile cele mai renumite din nordul Bucureștiului, cele mai scumpe și mai vestite, frecventate de floarea oamenilor de afaceri și a oamenilor politici, care au fost luate noaptea trecută la bani mărunți. 20 de tineri care aduceau droguri din Spania, din Italia, din Olanda și Germania le vindeau în localurile din cartierul Floreasca și au fost prinși noaptea trecută în flagrant delict. Au urmat percheziții și la locuințele lor, de unde oamenii legii au confiscat 4 tipuri de droguri. Tinerii au încercat să intimideze pe polițiști cu relațiile pe care le au părinții lor. Poliția! Nu vă... Tinerii care vindeau LSD, cocaină, hașiș, amfetamină și alte tipuri de drog în unele cluburi au fost filați timp de mai multe luni. Operațiunea Cocktail a fost declanșată în urmă cu 2 zile, când 20 dintre cei suspectați au fost prinși în flagrant delict. Dune-ai tu banii ăștia, mai spune o dată, dune-ai banii ăștia. Zi, domne, clar, explicat. Zic clar, dune-ai banii. Ce sunt drogurile? Sunt droguri? Da, sunt droguri. Ce sunt timbrele? Droguri? Droguri, așa, așa. Sigur, numai timbre? Aici? Nu am avut niciodată la mine nimic. De unde le dai? De la băiatul ăla. Care băiat? S-a luat altcineva. Am dat doar de 2 ori în viața mea. Odată acum și o dată? Doar în Spania am dat. Auziți, păi e nouă. Dacă v-ați uitat sub pat, puneți patul la loc, puneți deasupra ca să nu... La perchezițiile de la domiciliile suspecților, polițiștii au găsit și confiscat droguri, cântare electronice, mii de lei și cartele telefonice. Tinerii sunt acuzați de trafic de droguri și riscă cel puțin 5 ani de închisoare. Despre acest caz vom vorbi la Deschide Lumea cu un ofițer sub acoperire de la Inspectoratul General al Poliției Române. Dacă este un ofițer sub acoperire, nu-i veți vedea fața. Acceptați să vină la Deschide Lumea să vorbească despre acest caz. De asemenea, nu-i vom spune numele. De asemenea, alături de noi este doamna Diana Șerban, psiholog, șeful Serviciului de Prevenire la Agenția Națională Antidrog. Bun găsit tuturor! Domnule ofițer, începem cu dumneavoastră. Este vorba despre o zonă foarte faimoasă a Bucureștiului și despre niște clienți pe care îi urmăreați de un an. Spuneam noi puțin mai devreme, am aflat de la colegii noștri, că sunt tineri cu vârste cuprinse între 20 și 25 de ani, care provin, ai căror părinți sunt fie avocați, fie oameni care lucrează în administrația locală. Ce ne puteți spune despre ei? Bună ziua, bine v-am găsit!
Da, am executat o acțiune de amploare, o acțiune care s-a desfășurat pe partea de finalizare în ultimele două zile. O operațiune în urma căreia am cercetat 22 de persoane, au fost arestate 11. Ei vindeau droguri, ne-a frapat și faptul că diversitatea drogurilor pe care le comercializau, astfel că ei vindeau cocaină, amfetamină, LSD și produse canabice. Într-adevăr, o parte din părinții celor în cauză aveau posibilități materiale, erau administratori în societăți comerciale, lucrau în sistemul juridic sau chiar lucrau în administrația. Și am înțeles, domnule ofițer, am și spus în știrea noastră de mai devreme, că tinerii au încercat să intimideze pe polițiști cu relațiile pe care le au părinților. Adică, mai precis, ce s-a întâmplat? Ce au spus? E adevărat, nu este prima oară. În momentul prinderii în flagrant, probabil datorită temerilor, datorită conjuncturii, mulți invocă diferite relații, diferite prietenii, dar astea nu țin la noi, pentru că în momentul în care se administrează probatorii și toate lucrurile sunt ok, ne facem treaba până la capăt. Ne spuneți, domnule ofițer, că părinții acestor tineri lucrau în sistemul juridic sau în administrația publică. Ne puteți spune mai concret despre ce este vorba? Ce fac în administrația publică părinții acestor tineri? Vreau să fac o precizare. Nu aveam niciun fel de reținere să le spunem identitatea, dar cum în fiecare caz antidrog, cercetările continuă, mergem în continuare cu verificările și chiar încercăm să ne extindem să vedem cum au ajuns drogurile în România, unde se produc ele și așa mai departe. Folosim inclusiv partea de colaborare internațională. Și o singură precizare. Administrația publică bucureșteană? Administrația publică bucureșteană. Doamna Șerban, spuneți-ne, din familii bune par să vină acești tineri, sunt la 20 de ani, de ce vând droguri? Ca să-și procure ei înșiși droguri? De regulă este asociată vânzarea, traficul de droguri cu consumul de droguri. Se începe cu consumul și se poate ajunge la trafic de droguri. Însă ceea ce pot să vă spun vis-a-vis de acest fenomen de consumul de droguri în spații recreaționale, cum numim noi, este un fenomen deja cunoscut. Agenția Națională Antidrog a elaborat deja un studiu. Suntem în posesia unor date preliminare. Adică știți conform... care sunt localurile, cluburile în care se vând droguri? Da, studiul a fost făcut în municipiul București pe 5 locații, 5 cluburi, un after hours. Ne puteți spune numele acestor cluburi, nu, doamnă? Încă nu, deci momentul în care va fi lansat acest studiu cu concluziile definitive, veți putea ști și... Spuneți-ne ce înseamnă after hours. Unii nu știu. After hours sunt cluburile în care se consumă de obicei alcool și diferite alte substanțe după ora 2 noaptea până la ora 10 dimineață, de regulă. Există un comportament destul de cunoscut prin care se consumă înainte în cluburile de lux, să spunem, substanțe de tip cocaină, speed. După care speed este un praf asemănător? Este un amestec între heroină și cocaină care se injectează și care produce dependență fizică. Sunt cocaina, cele mai puternice? Nu neapărat. E puțin eronat să catalogăm în cele mai puternice și cele mai puțin puternice, pentru că în felul ăsta transmitem un mesaj tinerilor că... Am înțeles că altele ar putea fi mai puțin puternice. Domnule ofițer, am văzut și noi lista acestor cluburi. Noi le știm, nu le putem spune. Ce putem spune este că sunt cluburi, după cum spuneam și înainte, care sunt frecventate de floarea oamenilor de afaceri, chiar și de oameni politici. Sunt cluburi cu renume, de marcă din București. Cum au reacționat proprietarii, patronii, angajații acestor cluburi aseară? Trebuie să facem o precizare. Acțiunea de finalizare a operațiunii nu a fost executată în cluburi, în localul propriu-zis. Flagrantele s-au făcut stradal, perchezițiile au fost undeva în zonă, în zona centrală, Floreasca, în preajma acestor cluburi. Exact. Vreau să fac o altă precizare și anume aceea că traficanții se feresc să comercializeze droguri în incinta cluburilor pentru că există problema bodyguardzilor, există problema camerelor de supraveghere. În general se vând droguri în apropierea cluburilor sau în zonele adiacente clienților acestor cluburi. Și unde le consumă? La fel, consumul în general se face în afara cluburii. Mai sunt și excepții, bineînțeles, dar v-am spus, se feresc de camere de supraveghere, se feresc de eventuale persoane care pot vedea și pot da relații organelor de poliție. Colegii noștri ne spuneau astăzi că în astfel de cluburi prețul unei cafele poate depăși 500.000 de lei vechi.
De asemenea, un domn din parcarea acestor cluburi le spunea unor colegi sau chiar procurorilor că poate să câștige pe noapte 20 de milioane de lei vechi din parcarea, plasarea mașinilor. Asta ca să înțelegeți cam despre ce fel de cluburi vorbim. Domnule ofițer, spuneți-ne, legăturile dintre cei care cumpără și, care, și cei care vând sunt vechi sau ei se întâlnesc ocazional în astfel de cluburi și atunci se fac legăturile? În general, clienții cunoscuți, clienții din High Life, preferă să își procure drogurile de la persoane bine cunoscute anterior, persoane în care au încredere, deoarece știm cariera lor și viitorul lor pot fi compromise dacă se află că sunt consumatori sau că sunt implicați sub o formă sau altă în activitățile ilicite. Domnule ofițer, ce ne puteți spune despre reacția acestor tineri despre care spuneați că sunt copiii unor oameni din sistemul juridic și din administrația publică bucureșteană? Spuneați că unii au încercat să intimideze pe polițiști cu relațiile pe care le au părinților. Când am spus intimidare, m-am referit la expresii verbale, nici de cum la reacții fizice. La percheziții, o parte dintre părinți au fost găsiți acasă și ei au fost în mare parte surprinși și mulți nu știau ce fac copiii, știau că sunt plecați în oraș, știau că sunt plecați la cluburi, dar ei de fapt aveau preocupări infracționale din sfera noastră de competență. Un ofițer sub acoperire al Inspectoratului General al Poliției Române și Diana Șerban, șef serviciu prevenire la Agenția Națională Antidrog, invitații 16-18 deschide lumea. Am vorbit despre o captură importantă azi noapte, de fapt despre reținerea unor tineri care vindeau droguri în cluburi High Life. Ați auzit cum vorbea domnul ofițer mai devreme, cum le cataloga mai devreme ofițerul de la IGP, localurile, cum cataloga localurile în care s-au petrecut aceste rețineri, tineri de 20 de ani care vindeau droguri. Mergem mai departe. Cel de-al treilea suspect în cazul uciderii handbalistului Marian Cosma a fost la un pas să fie prins de polițiștii maghiari. Presa de la Budapesta scrie că Stoica Ivan l-a scăpat agenților la limite dintr-un spital din Ungaria. Suspectul a fost recunoscut de medicul care l-a tratat. Acesta din urmă a alertat imediat poliția, dar Ivan a reușit să fugă până la urmă. Iar jurnaliștii de la Guardianul scriu că Stoica Ivan a fost reperat de poliția rutieră maghiară pe autostrada spre Austria. A fost o mață oprească, polițiștii l-au urmărit, au tras chiar mai multe focuri asupra autoturismului fugarului, dar acesta a reușit să scape. Ziariștii de la Guardian anul mai spun că bărbatul ar fi fost înarmat și el și ar fi ripostat cu focuri de armă. Dar această ipoteză nu a fost confirmată încă. Alți doi suspecți în acest caz au fost arestați în Austria zilele trecute și urmează să fie extradați în Ungaria. Marian Cosma, handbalistul ucis în Ungaria, va fi înmormântat mâine la cimitirul Pipera. 17 secunde, de atât au avut nevoie doi hoți din Arad care au furat azi noapte câteva zeci de traininguri dintr-un magazin de articole sportive. Toată acțiunea contra cronometru a fost surprinsă de camerele de supraveghere. Le vedem și noi. Hoții au reușit să fură astfel marfă în valoare de 20.000 de lei. Polițiștii care anchetează furtul spun că este foarte posibil ca unul dintre cei doi bărbați să fie același cu cel care a fost filmat în urmă cu două zile în fața unui magazin de electronice într-o tentativă de spargere. Suspiciunea este dată de asemănarea dintre cele dintre cagulele suspecților. Solistul trupei Iris, Cristi Minculescu, are nevoie de un transplant de ficat. Anunțul a fost făcut astăzi într-o conferință de presă de doctorul Dorel Sândesc, potrivit medicului. Afecțiunile lui Minculescu sunt provocate de o boală ereditară. Ultimele analize pe care solistul le-a făcut în țară au arătat o deteriorare a funcțiilor ficatului. Din acest motiv, Cristi Minculescu este de 3 zile la un spital din München pentru analize mai amănunțite. Tot acolo, artistul a făcut și analize de compatibilitate cu un posibil donator. Până la stabilirea datei transplantului de ficat, trupa Iris a anulat toate concertele din turneul care ar fi trebuit să înceapă astăzi la Timișoara. Singurul spectacol care nu a fost anulat este cel din 2 martie de la Teatrul Național din București. Artistul se va întoarce în țară la sfârșitul acestei săptămâni. Iarna revine în forță după mai mult de o săptămână de vreme primăveratică. Ninge în Moldova, la Brașov și în județul Harghita, zone aflate sub cod galben, dar mai ales în sudul României, județele Argeș, Vâlcea și Mehedinți. Pe dealul negru, circulația a fost blocată mai mult de o oră, timp în care utilajele de dezăpezire au curățat șoseaua. Cum se circulă? Greu, greu, nu?
E zăpada mai mare ca aici? Nu, dar se patinează mult. Cum se circulă partea aia dinspre Vulcea? De la traficul pe DN7, zona Drăganu, Codmeana, Morărești, a fost blocat circa 30-45 de minute din cauza tirurilor care nu sunt echipate cu anvelope de iarnă sau cu lanțuri. Patru echipaje de la drumuri și patru de polițiști au intervenit pentru deblocarea traficului. Circulația este îngreunată și pe drumul național 11 între Bacău și Onești din cauza zăpezii și a viscolului. În zonă sunt mai multe tiruri trase pe dreapta care blochează un sens de mers. Cei de la comandamentul de iarnă au trimis utilajele în zonă să deblocheze drumul. Sute de crescători de ovine au protestat în capitală față de introducerea ordinului prin care vor fi obligați să devină persoane fizice autorizate. Spun că practic vor fi nevoiți să plătească impozite și taxe mult mai mari. În plus, sunt nemulțumiți că nu mai au voie să vândă în piețe produse neambalate. Să facă acești crescători de oi să-i facă agenți economici și nu-i lasă să vândă brânza pe tarabă. Ordinul Autorității Naționale Sanitar-Veterinare, care îi obligă pe crescătorii de animale să se înregistreze ca persoană fizică autorizată, a intrat în vigoare la începutul acestei luni. O altă măsură îi obligă pe crescători să ambaleze și să eticheteze toate produsele pe care le vând în piețe. Nu vrem să împachetăm brânza pentru că, cum s-a purtat tradiția de sute de ani, așa vrem să se poarte și de acum încolo. Că uitați-vă dumneavoastră aici, atâția câini lătrăm și urși stau și se uită la noi. Nu a ajuns cu sutul la oi și de data asta nu ne lăsăm. După mai multe ore de scandări, liderii crescătorilor de ovine s-au întâlnit cu reprezentanții Autorității Sanitar-Veterinare. I-am prezentat domnului președinte punctul nostru de vedere, i-am spus că noi am solicitat în instanță abrogarea acestui ordin și mandatul nostru este foarte clar. Până când nu se abrogă acest ordin, noi nu vom înceta protestele. Liderii crescătorilor de ovine și cei ai ANSVSA se vor întâlni din nou luni la Ministerul Agriculturii. Alături de noi la Deschide Lumea în acest moment Dacian Cioloș, fost ministru al Agriculturii, domnul Adrian Rădulescu, Asociația Producătorilor Agricoli. Virgil Eftimie este director la Autoritatea Sanitar, la Autoritatea Veterinară și reprezentant al Partidului Social Democrat. Autoritatea de Siguranță Alimentelor. De ce? Autoritatea Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor. De ce nu-i lăsați, înainte să-l prezentăm și pe domnul Tabără, care e aici alături de noi, din partea Partidului Democrat Liberal, de ce nu-i lăsați pe țărani să-și expună produsele pe tarabe, așa cum o făceau până acum? Ce riscuri sunt? Nu este o afirmație adevărată. Pentru ce au protestat? Au protestat pentru că trebuie să-și prezinte produsele ambalate. În primul rând vreau să vă spun că s-a înțeles greșit că aceste produse trebuie ambalate individual. Există mai multe feluri de ambalaje. Există ambalaje de transport și ambalaje individuale pentru produs. Deci pentru că nu s-a menționat ce fel de ambalaje, oamenii au înțeles că trebuie ambalaje în contact intim cu produsul, etichetate și vidate ca la supermarket. De fapt, ce fel de ambalaj ați vrea să vedeți asupra brânzei, de exemplu? Nu s-a cerut acest lucru. Niciun fel de ambalaj. S-a cerut ca... Nu, ele vin în ambalaje de transport. Ambalaje de transport înseamnă butoaie sau bidoane de plastic pe care să fie eticheta de unde vin aceste produse și ale cui sunt produsele. E normal să existe o informație despre acest produs. În al doilea rând, deasupra produsului, acum deja sunt aplicate pe vitrina unde sunt produsele, dacă cred că s-a filmat în piețe, pe vitrina este aplicată o etichetă care a fost pusă la dispoziție chiar de direcțiile veterinare, pe care scrie numele producătorului, produsul și proveniența. Domnule Eftimie, ne spuneți că oamenii pe care i-am adus și noi aici în platou au protestat astăzi degeaba, că de fapt nu e nicio problemă și pot să vină cu brânza la piață cum veneau și până acum? Exact. Nu s-a confiscat un gram de brânză. Nu le-a interzis nimeni să vină la piață. Nu a existat nicio amendă. Nu s-a sancționat nimeni. Deci nu a existat nicio restricție. Probabil că acest zvon sau cum să spun... Domnule Tabără, vă auziți la televizor și vrem să vă ascultăm și pe dumneavoastră, dar trebuie să-l putem asculta și pe domnule Eftimie. Vă rugăm. Deci, spuneți dumneavoastră, pot veni cu brânza cap până acum? Absolut.
și eu am vorbit în județele respective, toți directorii direcțiilor veterinare m-au asigurat că au discutat cu ciobanii, au discutat cu micii producători și ei vin foarte liniștiți în piață și vând aceste produse. Au venit Breza în... se poate gusta de către consumator. Sunt în spatele nostru protestatarii și vom vedea în ce măsură au înțeles greșit și s-au grăbit cu acest protest. Noi avem în primul interesul să apărăm sănătatea animalelor, deci breza să provină de animale sănătoase, produsul să fie sigur, și cel care vinde acest produs să fie sănătos ca persoană din punct de vedere a sănătății persoanei. Domnule Rădulescu, nu prea sunteți de acord. Știți ce se întâmplă? Lipsa de comunicare. Autoritatea, asta, probabil că pe de o parte... Autoritatea întotdeauna i-a tratat pe producători cei care trebuie să execute. Lipsa de comunicare cu ei a dus la acest incident pentru că întotdeauna când dorești să faci o haină, cum spun eu, trebuie să iei măsură și celui pe căruia vrei să o faci. Dumnealor le-au făcut haine, spun că sunt frumoase, la patru nasturi, nu știu dacă le trebuie cravată, dar nu se potrivesc pentru dânsii hainele astea. Lipsa de comunicare și faptul că este foarte stufos acest ordin și că lasă loc de interpretări. Fiecare îl interpretează după bunul lui plac și asta a degenerat. Cunoașteți acest ordin în calitate de fost ministru al agriculturii, domnule Cioloș? Da, după cum știți, chiar înainte de a-mi prelua eu mandatul de ministru, eram în Ministerul Agriculturii și solicitasem autorității ca faimosul ordin 301 să fie suspendat până când creăm condițiile să putem aplica un ordin cu niște norme minime, dar care să fie adaptate la situația noastră. Pe de altă parte, în vară am avut o discuție cu reprezentanții ciobanilor la Sibiu, la care a participat și domnul Roadiș, când am stabilit clar că urmează în prima fază să se elaboreze un ghid de bune practici pentru creșterea oilor și procesarea brânzeturilor. În discuție, în... negociere cu crescătorii de animale, sigur, pornind de la reglementările comunitare și abia după aceea să venim eventual cu reguli, cu norme noi. Pe mine mă surprinde rapiditatea cu care s-au aplicat niște măsuri, dincolo de ceea ce a spus domnul Eftime, cu ce sunt de acord, s-au introdus în acel ordin o serie de lucruri care complică mai mult aplicarea lui și pentru veterinarii din teritoriu și înțelegerea pentru... S-au introdus? Cine le-a introdus? Autoritatea Sanitar-Veterinară, când a elaborat acest ordin, a intrat în niște detalii care acum complică lucrurile. Haideți, îl vom asculta pe domnul Iftimie, dar nu înainte să vedem ce au înțeles ciobanii. Te ascultăm, Cosmin. Spuneți-ne, vrem să știm de unde ați venit. Cu dumneavoastră vorbesc? Cu dumneavoastră vorbesc. De unde ați venit? De ce vă nemulțumește? Și pe aia ne legăm și de ce a zis domnul Efime, care zice că nu e nicio schimbare. Spuneți-ne, care e situația? Ce vă supără pe dumneavoastră? Noi ne supără condițiile puse în acest ordin. Pe planul 2. Pe planul 1 ne supără elaborarea acestui ordin care... Practic, ce se întâmplă? Brânza? Cum trebuia să vină? Sau ce vi s-a spus? Ce ați înțeles? Deci, un crescător... Un producător agricol recunoscut de, prin lege de către legile României nu poate să întocmească condițiile pentru acea autorizare, pentru acea înregistrare, deci niciodată nu va putea să ajungă să mai vândă brânză. El nu poate exista. Și aș veni în sprijinul la ce vă spun eu acum, să spuneți noastră unul din... Articolele acestui ordin este ordin 111, care, haide să articolul. Facem 4. Uitați, așa. La articolul 22, acestea sunt condițiile pentru acea înregistrare. Și, de exemplu, la punctul F, nu, punctul G, controlul dăunătorilor. Aici noi ne-am interesat și... la DSV-urile locale și trebuie să întocmim un proces, un contract cu o firmă care face să vină să dezinsecție controleze și deratizare. Asta costă prea mult sau firma nu există? Care e problema? Este, dar costă foarte mult. Una. A doua. Monitorizarea deșeurilor. Care producător agricol poate să facă, obligatoriu este de încheiat un contract cu Protanu. În schimb, prin procesarea laptelui, transformându-l în telemea, în brânza noastră ciobănească, rezultă zero din procesare, care acela mănâncă ori porcul, ori câinele, ori ceva. Deci, și asta nu e bine acum.
Păi, cum poate eu ca o stână să aibă acest... Haideți să auzim răspunsurile. De ce nu e bine ce făceau cu zero până acum? Zero dat la porc. De ce nu e bine, domnule Cioroș? Trebuie să întrebați autoritatea sanitar veterinară, cred că. Autoritatea, că dumnealor au elaborat... Domnule Eftimie, de ce nu e bine ce făceau oamenii până acum cu zero? Îl dădeau porcului, ci că nu e bine. De ce nu e bine? Păi nu, dumnealor spun aici monitorizarea deșeurilor, care aceasta implică un contract făcut cu Protan. Cu Protan, care gata, stână din România, până acum de sute de ani, nu s-a cerut așa ceva. Da, sună ciudat. Contract la stână, domnule Eftime. Explicați-ne. Contract pentru zero. Este un punct, este punctul... Stați să ne explice. Da. Și ne întoarcem și altele. Domnule Eftime. Noi nu am cerut așa ceva, nici nu scrie în ordine așa ceva. Păi da, avem o hârtie aici. Nu scrie în ordine să aibă contract cu Protanul sau contract cu o unitate de DD. Atunci explicați-le ce înseamnă monitorizarea deșeurilor. Dacă cineva în țară a spus așa ceva, eu spun că a exagerat. Oamenii ăștia au venit cu un document în care scrie că trebuie să existe... Scrie în 111, controlul dăunătorilor. Controlul dăunătorilor înseamnă... peste pupă, zăla... Stați să vedem ce înseamnă controlul dăunătorilor, ca să vă puneți de acord. Deci controlul dăunătorilor înseamnă că cel care produce un aliment, așa cum este brânza, trebuie din când în când, în perioadele caldele, atunci când există muște, când există țânțari, sau dacă există șoareci, trebuie să-și asigure această deratizare sau dezinsecție. Credeți că ei de atâtea mii de ani de când sunt ciobanii în România, până la acest ordin, acolo erau șoarici, erau muște, erau gândaci. Credeți că așa au lucrat ei la stână? Sau ați văzut stâni înainte de ordinul ăsta? Deci, de ce exagerăm? Ceea ce se prevede în legislație înseamnă prevenție. Nu înseamnă că ei la stână au șoareți sau șobolani. Prevenție pentru cea care n-a existat și nu există. Ei știu să facă chestiunea asta. Și sunt fer convins, pentru că cunosc și alte grupuri de producători care întâmpină acest lucru, sunt fer convins că le-a cerut acel contract cu Protanul, cu o firmă care să deratizeze și așa mai departe. Cu siguranță, chiar dacă dumneavoastră prin acel ordin n-ați vrut asta să spuneți, colegii dumneavoastră din teritoriu, din exces de zero, de celor... Sunt convinsă că toată lumea vrea dacă să consume produse caz, sănătoase să și produse în condiții de igienă. Faptul că se cere un contract cu o firmă de deratizare sau de dezinsecție, vi se pare așa ieșit din comun? Da, mi se pare foarte ieșit din comun pentru cineva care are stâna în vârf de munte și nu știți ce presupune asta. Eu vă spun ca un agent economic care lucrez într-un domeniu... Ne spuneți ce presupune asta după titlurile jurnalului ore 18, o ascultăm pe Melania Medelanu și ne întoarcem la invitații noștri. Seara, la mai bine de două săptămâni de la jaful armat de la Casa de Schimb Valutar din Brașov, Serghei Gurgunov, principalul suspect, acordă primul său interviu. El spune că nu e vinovat și se consideră un țap ispășitor. Ce alte declarații a mai făcut în fața jurnaliștilor, vă spunem la ora 18. Parlamentul român a blocat investigațiile în cazurile de corupție la nivel înalt și a încercat să destabilizeze Direcția Națională Anticorupție. Sunt doar două dintre criticile raportului interimar al Comisiei Europene cu privire la stadiul reformelor din justiția românească. Ce mai cuprinde raportul, vă spunem la ora 18. Cristi Minculescu, solistul trupei Iris, are nevoie de un transplant de ficat. El e internat de 3 zile la un spital din München pentru analize amănunțite. Cel mai probabil, artistul se va întoarce în țară până la sfârșitul săptămânii. Sunt Melania Medeleanu, vă aștept la cea mai importantă ediție informativă a zilei în mai puțin de 30 de minute. Invitați cel puțin speciale astăzi la Deschide Lumea, ciobanii supărați de faptul că trebuie să-și curețe locurile unde fac brânză, unde pun, de fapt, ce fac acolo, domnule Eftime, brânză și mai ce? Brânzeturi la stână. Brânzeturi în general. Pentru că trebuie să fac curățenie, că nu vreau să se întâlnă. Nu mi-am dus ideea până la capăt, pentru că trebuie să curețe cu ajutorul unei firme de dezinfecție. Așa, deci au obligația să curețe cu o firmă. Ei își fac ei. Haideți, măcar l-am fi noi curați cum sunt ciobanii toți. Așa, o constatare specială pe care au făcut-o oamenii care au venit astăzi la București, să le spunem telespectatorilor, despre ce este vorba, apropo de curățenie. Ceea ce am putut vedea astăzi, când am fost 200 de producători, crescători de oi în fața autorității sanitare veterinare și am chemat o fată să filmeze și n-a vrut. Milioane de sticle în fața dumnealor, în fața dumnealor. Acum ne urcăm o mașină și mergem acolo să vedeți, pe viu. Adică, domnule Eftime, nu faceți curat la autoritate, spun domnule. Adică îi puneți pe ei să facă curat, dar la dumneavoastră nu e curat. De ce? Nu era în curtea noastră, e curtea vecină la o altă clădire. O să zic că, uite, aici aveți o muscă. E o confuzie. Nu o să fie și o muscă, nu?
Dar aici, la București, în kilometru zero, se poate. Și în fața dumneavoastră, așa ne pierdem. Domnule Ftime, trebuie să ne spuneți cum e cu curățenia la dumneavoastră, după aceea să ne spuneți cum e cu curățenia la stână, de ce trebuie să aibă noi o firmă. Noi avem tot interesul să avem la stână curățenie, vase de inox, curățenie, brânza să iasă curată. Dar de ce ziceți că aveți tot interesul? Altfel ce se întâmplă? Păi altfel putem vede marfa. Nu ne putem vede marfa. Deci dacă un lot de telemea de brânză iasă prost, nu iasă de calitate, automat clienții care avem mai departe unde vindem că noi, încă nu vindem noi pe piață, automat lotul acela nu-l poate vinde, imediat altul lot nu mai ai ce căuta cu el. Deci te-ai blocat singur. Singur stai creanga de sub picioare, da, cum e vorba românului. Eu am o întrebare. Calitate deci, înseamnă și igienă? Clienții foarte greu să prind. Noi, clienții noștri, avem prinși... renumele nostru este de zeci de ani. Și... Laura vrea să știe, calitate pentru dumneavoastră înseamnă și igienă? Obligatoriu. Telemeaua nu se face fără igienă. Dacă nu are igienă maximă, calitatea ei are de suferit și nu putem să o vindem. Înapoi, Laura. Deci pe noi, piața de la Revoluție încoace ne-a triat obligatoriu. Dacă altă categorie de oameni din societate i-a mai triat ca pe noi, nu cred. Pentru că la noi prima dată s-a cerut calitatea, începând de la brânză, începând de la miel, inclusiv lâna care nu mai are nicio valoare, aceasta a trebuit, trebuie să aibă calitate. Ni s-au alăturat și domnul Ioan Câmpean, este președintele Asociației Crescătorilor de Ovine, de asemenea alături de noi domnul Nechifor Ionică, este reprezentantul crescătorilor de ovine din zona Moldova și Bucovina, ne spuneați puțin mai devreme. Da, domnule Câmpean, vă ascultăm. Să începem cu începutul, să facem clar și lumină în acest ordin. În primul rând, dânsii, prin ordinul care l-au dat, interzic producătorului agricol individual să ajungă în piață. Apoi celelalte condiții sunt de discutat, care se pot face de mâine, care se pot face peste o lună, peste două, cu bani. În primul și în primul rând, nu cred că este o lege, sau dumneavoastră vă da cineva dreptul, să ne opriți pe producătorii agricoli individuali, care la ora actuală suntem câteva milioane, nu ne puteți opri să ieșim în piață. Ori dumneavoastră, trimițându-ne la Registrul Comerțului, trebuie să știți bine că la Registrul Comerțului se prezintă persoana fizică autorizată sau societatea comercială sau o asociație familială. Ori producătorul agricol individual este acea persoană care produce de ani de zile, care este trecută într-un registru agricol al primăriei, de unde el obține un certificat de producător, care certificat de producător ce are scris în el, câte oi ai, ce suprafață de teren și acele oi ce pot să producă, câtă brânză ești tu pe piață, câtă lână, câți miei. Ori noi prin acel certificat ne identificăm, pe urmă certificat de sănătate animalelor, certificat de sănătate al oamenilor care lucrează la brânză și atunci iarăși revin cu prima întrebare și cred eu că de aici se pornește. Cum ați putut dumneavoastră să faceți acest ordin în 16 decembrie, fără să ne chemați, să ne înțelegem, să vedem ce înseamnă în România și ce reprezintă producătorul agricol individual? Și cum ne puteți dumneavoastră scoate din piața? Asta vreau eu să vă întreb pe dumneavoastră, că cred eu că asta e chintesența ordinului. Că restul problemelor sunt de discutat. Noi înțelegem să ne modernizăm, e și normal. Dar la modernizare e ceva. Ei de față, domnul ministru știe, dânsul a încercat și ne-a ajutat cu niște ori, niște credite, ca să luăm niște bani. Nici în ziua de azi n-am putut lua credite. Din ce cauză? Când dumneavoastră ne scoateți din piață, prin acest ordin, așa ne scoți și băncile. Când aude de producător agricol individual, parcă ar auzi de dracu. Nu-i posibil așa ceva. Nu-i posibil. Noi producem deocamdată. Spuneți în dumneavoastră cine produce. Răspunsul. Acest ordin permite vânzarea produselor de origine animală de către micii producători și de către producători individuali. Nu interzice vânzarea produselor de origine animală. Aceasta este o interpretare a unora care nu știu ce le convine sau nu le convine. Păi stați puțin, domnul Cioloș, presupun că nu-l suspectați pe domnul Cioloș de incapacitatea de a înțelege un text. Ne spunea puțin mai devreme că ordinul e stufos. Ordinul e stufos, include aspecte care n-au nimic de a face cu autoritatea sanitar-veterinară și cu siguranța alimentelor, cum e acea reglementare privind obligativitatea de a fi persoană fizică autorizată. Pe de altă parte,
Au fost, cum vă spuneam, discuții inclusiv cu conducerea Autorității Sanitar Veterinare și cu crescătorii oilor în cursul anului trecut, să elaborăm împreună ministerul cu autoritatea și cu crescătorii un ghid de bune practici în care autoritatea spune care sunt obligațiile, crescătorii spun cum le pot îndeplini și asta o punem într-un text agreat de ambele părți și după aceea puteau să vină cu o reglementare specifică strict legată de solicitările reglementărilor comunitare. Domnule Tabără, dumneavoastră ce ați înțeles din acest ordin? Cine greșește? Deci, în primul rând, remarc ceea ce spunea și domnul Rădulescu și domnul ministru, un ordin extrem de stufos. În al doilea rând, este o repetare, de fapt, a unui moment, acela al ordinului 301 din 2005, când iar la un început de ianuarie ne-am trezit cu un ordin care apoi până la urmă a fost retras de pe piață, să spunem așa. Pentru mine nu e o surpriză până la urmă, pentru că e o surpriză, știu eu, în sensul cred că pentru neplăcut, că oamenii din fratele urmă, nostru e o surpriză neplăcută. Nu, dar consecințele unor astfel de acte sunt cele mai importante. Să nu uităm că în urma acelui ordin 301 sunt peste 1000 și ceva de unități de prelucrare a produselor primare realizate de producători agricoli români care au fost închise, după ce ani de zile au fost supravegheate de reprezentanții Agenției Sanitar Veterinare, de medici veterinari, inclusiv la universitatea mea trebuie să închidem, după ce 3 medici s-au schimbat, urmărind strategia de modernizare, fiecare a venit cu un alt punct de vedere, până la urmă abatorul s-a închis. Vă spuneam la început, sunt zona munților la Puseni, nu este niciun abator. Facem produse tradiționale cu carne adusă din Germania sau nu știu mai unde. Însă problema gravă care este aici, în primul rând, ne lipsește de produsele alimentare pe care fiecare cetățean sau marea majoritate le găsea în piață și, în al doilea rând, lovitura cea mai mare este asupra efectivelor de animale și iată o vinere. Și vă mai spun un lucru. În anul 2008, din cele 800 sau peste 800 de milioane de euro pe care am adus din exporturi, aproape 400 sunt venite din produse ale ovinelor. Sunt aceste organizații și eu salut poziția dânșilor și nu o fac din punct de vedere politic și profesional, pentru că sunt printre cei mai bine organizați din țară. Și asta înseamnă pași importanți, inclusiv în ceea ce înseamnă exprimarea poziției și iată că au făcut-o. Domnule Eftimie spune că au venit degeaba. Nu cred că au venit degeaba, pentru că în primul rând cred că... Pentru că nu au față de ce să protesteze, Eu aș protesta. Producătorul agricol nu iese în piață, dânsul spune că iese. Ne uităm în ordine. Deci, noi discutăm punctual ce-i scris. Ce-a spus și colegul meu Cioranu, ce spun și eu. Luăm ordine, nu-ți spune câmpeanul ăsta. Sunteți vă rog, gata frumos, să trimiteți în țară informări sau ordine mai către colegii dumneavoastră care să le permită agricultorilor să facă ce nu cred că pot să facă acum? Astăzi la Brașov au fost reuniți toți șefii serviciilor din țară care răspund de igienă sănătate publică. Și s-a explicat acest ordin, s-a explicat ce înseamnă flexibilitatea. La această întrunire de la Brașov de astăzi s-a clarificat faptul că s-au înregistrat până în prezent peste 9.000 de mici producători cu vânzare directă. S-au înregistrat peste 68.000 de mici producători cu vânzare. Cât costă vânzare? Care este tariful înregistrării unui producător agricol în această? 10 lei. Cât e înregistrare? Cât e înregistrare? Domnule Chifor, vă rog să intervin. Vă rog să-mi spuneți cât costă. Să intervin pe problema înregistrării. Salut foarte mult ceea ce domnul ministru a încercat în mandatul dânsului de a prezenta și de a încuraja înființarea cooperativelor agricole. Vreau să vă relatez faptul că Autoritatea Sanitară Veterinară de fapt a vrut să facă distinție între un producător agricol și un comerciant. Ori noi în același timp suntem producători și trebuie să ne vindem și marfa. Nu trebuie să ne intituleze ca și comerciant, dar în condițiile în care vom fi siguri și știind lucrul ăsta că nu va dura poate prea mult timp și va trebui să fim înregistrați, sub o formă sau alta. De aia eu susțin că acele cooperative agricole să fie încurajate, ceea ce domnul ministru a încercat pe un post de televiziune să spună, domnilor, întâi haideți să le dăm oamenilor aceștia, să ne dea crescătorilor, să ne încurajeze și ne stimuleze pe o anumită domnule perioadă. Domnule Chifor, știți la ce se gândesc oamenii care se uită la noi? Sigur, se gândesc să mănânce o brânză de calitate, le place brânza făcută de dumneavoastră acolo la stână, se gândesc să fie produsă și în condiții de igienă, sigur, să fie poate ceva mai ieftină sigur decât e acum. Deci vreau să vă spun că noi suntem adepți și totdeauna ne-am dorit ca produsele să fie, din punct de vedere calitativ și igienic, în speță siguranța alimentară, să putem asigura produsul respectiv pe piață de o bună calitate și, așa cum spuneați, și igienic. Pentru acest fapt,
Noi ne dorim foarte mult ca aceste produse să poată fi vândute în mod organizat. Aceste produse să poată fi înregistrate, dacă vreți, ca produse tradiționale. Și acolo automat se vor înregistra și vor veni la fața locului să constate că, respectând Consiliul Europei, regulamentul Consiliului Europei care spune să asigurăm minimul de condiții de igienă. Lucrul ăsta l-am făcut și îl facem. Dar fără control? Ați vrea fără deci să fiți controlat? Nu, suntem adepți să vină să verifice. Știți, mie mi se pare regretabil faptul că prin modul cum s-au petrecut lucrurile, se aruncă o umbră de vinovăție asupra producătorilor care au fost deschiși la dialog totdeauna. Pe de altă parte, ei sunt cei care suportă, din punct de vedere economic, toate transformările pe care noi le cerem și pe care nu le-am susținut din timp, din punct de vedere financiar. Ei, acum ajungem cu multe dispoziții europene la limita la care trebuie să le aplicăm. Cu atât mai mult, eu cred că nu numai Ministerul Agriculturii și Autoritatea Sanitar-Veterinară are tot interesul pentru a-și face treaba, să aibă dialogul cu crescătorii de animale și să înțeleagă că, dincolo de aspectele reglementare privind securitatea alimentară, sunt niște aspecte economice care trebuie integrate. Domnilor, ne oprim foarte puțin, pentru o informație foarte proaspătă, dar vrem să ne întoarcem la dumneavoastră, pentru că, credeți-mă, chiar nu se înțelege nimic. Și cei care ne privesc, care ar vrea și să cumpere brânză de la piață, trebuie să afle ce se întâmplă cu această vânzare. Dar acum avem un interviu în exclusivitate oferit de Elena Băsescu, ziarului Cotidianul. Un interviu în exclusivitate pe care vom încerca să-l comentăm în câteva minute alături de colegii noștri de la Cotidianul. Mezina președintelui lansează un apel public: Hrebenciuc, lasă-ne familia în pace. Este o declarație exclusivă așadar pentru Cotidianul. Elena Băsescu l-acuză pe liderul PSD, Viorel Hrebenciuc, că sună la ziare ca să răspândească informații false despre ea și despre sora ei, Ioana. Despre Hrebenciuc Junior, Elena Băsescu spune că are un caracter de fată. Este un citat. Regret că nu l-am ascultat pe tata de la început în ceea ce privește relația cu Andrei, pentru că mi-a demonstrat încă o dată că are mereu dreptate. Și acesta este un citat din Elena Băsescu, dintr-un interviu pe care l-a acordat în urmă cu puțină vreme colegilor noștri de la Cotidianul. Vom reveni cu mai multe detalii despre motivele care au îndemnat-o pe Mezina președintelui să lanseze un astfel de apel. Vă reamintim, este o informație exclusivă publicată în ediția online a ziarului Cotidianul. Să-și vadă domnul Hrebenciuc de familia lui și să ne lase în pace, spune în această declarație Elena Băsescu, fiica președintelui Traian Băsescu. Mezina prezidențială spune că regretă profund că nu și-a ascultat tatăl, așa cum vă spuneam mai devreme, nu s-o fi plictisit și dânsul de câte a spus pe la toate ziarele, cât suspin eu după odrasla lui, după ce, sincer vorbind, nu prea ai motive să suferi. Îl rog pe domnul Viorel Hrebenciuc să-și mute atenția spre relația lui Andrei cu fata domnului Noapteș, Irina, și să nu se mai ia, nici să nu se mai uite la noi, spune Elena Băsescu. Așteptăm o legătură telefonică, în care să poate să stăm de vorbă cu colegii noștri de la Cotidianul. Vrem detalii în legătură cu acest interviu pe care Elena Băsescu l-a acordat colegilor de la Cotidianul și pe care în acest moment puteți să-l citiți pe www.cotidianul.ro. Ne întoarcem cu invitații noștri, ciobanii nemulțumiți de un ordin pe care nici măcar foștii miniștri ai agriculturii nu îl înțeleg prea bine, după o scurtă pauză. Pregătește-te pentru mai multe îmbrățișări. De acum, prospețimea noului Lenor se reînnoiește la fiecare atingere, iar și iar și iar. Noul Lenor. Prospețime la fiecare îmbrățișare. Nu pot să cred. Iar am părul încărcat. Poate că nu folosești balsamul potrivit. Încearcă acum balsamul Wash & Go cu formula light, care nu îți încarcă părul și îi menține volumul. Balsam Light Wash & Go, pentru volum minunat. Caută acum în magazine pachetul special Wash & Go cu șampon și balsam, cadou pentru părul tău. Sunt aici să investighez inovația greu de crezut de la Ariel, care nu doar curăță, ci și protejează rufele împotriva petelor viitoare de tip granulat. Cum se poate?
La spălare, fibrele devin aspre, iar petele se fixează în interior. Dar noul Ariel Prozim 7 netezește fibrele, iar petele nu se mai fixează în țesătură și se îndepărtează mai ușor. O să vă arăt. Voi șterge o bicicletă ruginită cu haina mea spălată anterior cu Ariel Prozim 7. Vedeți? Chiar și pete dificile ca rugina nu se mai fixează în țesătură, deși clătesc doar cu apă. Extraordinar, m-ați convins! Noul Ariel Prozim 7 îndepărtează petele și protejează împotriva lor. Curățenie impecabilă și protecție împotriva petelor. Descoperă savoarea naturală a peștelui proaspăt, pregătit din file suculent fără oase, învelit în pesmet auriu și crocant, înghețat imediat după preparare, pentru ca gustul și savoarea să ajungă intacte la tine și să te poți bucura de ele în doar câteva minute. Frosta, potolește-ți pofta! Mâine ești invitat la filmul zilei pe Cine Star. Star. Acum cu o plimbare la Germanos descoperi cele mai noi telefoane cu cameră performantă. Cu noul telefon Samsung L700 cu carcasă din metal, cameră foto de 2 megapixel și blitz, fotografiezi cu stil și trimiți prietenilor cele mai haioase fotografii prin Bluetooth. Ia-ți-l acum începând cu numai 1 leu la abonamentele Cosmote Full Option. Pentru cele mai noi mobile, fă o plimbare la Germanos. Acum cerneala nu se mai fixează în țesătură. Primul sistem de protecție împotriva petelor de la Ariel. Citroen C1, C3 și C4, acum la prețuri începând de la 7.731 euro TVA inclus. Citroen. Creative Technology. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Continuăm 16-18, deschide lumea cu un apel inedit lansat pe pagina de internet, ediția online a ziarului Cotidianul de Mezina a președintelui Traian Băsescu, Elena Băsescu. Articolul se intitulează Hrebenciuc, lasă-ne familia în pace. Este un interviu exclusiv oferit de Elena Băsescu, în care Mezina președintelui îl atacă dur pe liderul PSD Viorel Hrebenciuc, pe care îl acuză că sună la ziare ca să răspândească informații false despre ea și despre sora ei, Ioana. Despre Hrebenciuc Junior, Elena Băsescu spune că are un caracter de fată. Regret că nu l-am ascultat pe tata de la început în ceea ce privește relația cu Andrei, pentru că mi-a demonstrat încă o dată că are mereu dreptate, spune Elena Băsescu. Și tot ea, Andrei e un băiat bun, însă are un caracter foarte slab, de fată mai degrabă, fără personalitate, ambiție și e foarte ușor influențabil de cei din jur și de părinți. Să-și vadă domnul Hrebenciuc de familia lui și să ne lase pe noi în pace. De fapt, această reacție a Elenei Băsescu vine după ce în urmă cu doar câteva zile reacțiile mai multor ziare centrale au fost luate cu asalt de informații privind o legătură între sora sa Ioana și domnul Marian Oprișan. Este vorba despre liderul PSD din Vrancea. Elena Băsescu a infirmat aceste articole de presă și a declarat Hrebenciuc să nu-și permite să vorbească despre viața personală a surorii mele sau a mea. Asta a făcut dânsul tot timpul, a pus mâna pe telefon, a sunat la ziare și reviste prietene ca să-l scoată pe băiatul dânsului Andrei din situații mai puțin plăcute, creându-i astfel o imagine falsă. Mergeți pe cotidianul.ro, pe www.cotidianul.ro, acolo puteți citi acest interviu în totalitate. Acum stăm de vorbă cu Adi Ursu, colegul nostru de la Cotidianul. Bună ziua, Adi Ursu! Elena Băsescu confirmă în felul acesta că telefoanele ar fi venit din partea lui Hrebenciuc, a lui Viorel Hrebenciuc, telefoanele care anunțau o relație între Ioana Băsescu și Marian Oprișan? Nu confirmă, ci susține. Și e de datoria domnișoarei Băsescu să dovedească, dacă are probe în acest sens, că Viorel Hrebenciuc e la originea acestor zvonuri lansate către redacții. Și
Sincer, probabil nu ne-am fi ocupat de acest subiect dacă el nu trecea de la stadiul de poveste de alcov la una cu conotații politice, fiindcă, iată, deja suntem într-un alt nivel, nu mai este cearta dintre doi amoreți la tinerețe, ci se urcă niște trepte, se urcă treptele spre marea scenă a politicii, acolo unde evoluează personaje grele, cum este și Viorel Hrebenciuc. Sigur, ar fi foarte interesant dacă am putea avea și opinia lui Viorel Hrebenciuc. Și noi așteptăm un răspuns din partea domnului Viorel Hrebenciuc la aceste acuze lansate de Elena Băsescu și sperăm să le găsiți cât de repede pe www.cotidiana.ro. Este cel mai virulent atac lansat de Elena Băsescu în viața ei publică de până acum, Adrian Ursu? Este prima ieșire publică a omului politic, Elena Băsescu, repet, fiindcă e o declarație care nu ține numai de vechile relații intime pe care le-a avut cu Hrebenciuc Junior, domnișoara Elena Băsescu, ci are încărcătură politică atâta vreme cât știm foarte bine relațiile dintre tatăl ei, dintre președintele Traian Băsescu și Viorel Hrebenciuc, sunt unele vechi și la fel de năbădăioase ca și ale altor cupluri mixte din România, fiindcă au fost parteneri la un moment dat. Viorel Hrebenciuc a fost unul dintre negociatorii formulelor de alianță politică de după alegerile din 2008, după care a căzut în disgrație, alții au venit la masa negocierilor cu Traian Băsescu. Așa că, repet, sunt multe mize în această poveste și ele urmează să fie devoalate în zilele următoare. Să nu uităm că Viorel Hrebenciuc se află într-un conflict deschis de aproape 2 săptămâni cu Miron Mitrea, un personaj care, se știe, a fost la rândul său des văzut la Palatul Cotroceni în perioada de dinainte de alegeri și imediat după alegeri, când se făceau marile jocuri politice. Așa că, repet, vom vedea probabil care sunt substraturile acestei ieșiri publice a doamnei Elena Băsescu, domnișoarei Elena Băsescu, în orele și zilele ce urmează. Să spui despre un tânăr domn care are un caracter de fată, nu este tocmai cu mănuși, e un război total, adică să ne așteptăm și la un alt gen de dezvăluiri din partea adversă? Sincer, asta pe mine cel puțin și pe colegii mei ne interesează mai puțin. Poate că a dat foc și la oracolul în care are pozele tânărului Hrebenciuc. Nu știm. Repet, e din altă zonă și nu cred că aici este miezul acestei ieșiri publice. Desigur că după o ruptură într-o relație de amor se spun vorbe chiar mai grele decât astea cu caracterul molatec. Ceea ce, repet, ne interesează și urmează să depistăm sunt resorturile mai grele. Să nu uităm, domnișoara Elena Băsescu are și o funcție în Partidul Democrat Liberal, așa cum și Viorel Hrebenciuc e un personaj cu greutate în Partidul Social Democrat. Deci aceste resorturi urmează să fie demontate. De fapt, această ieșire publică a Elenei Băsescu, Adrian Ursu, dacă o credem pe mezina președintelui, pentru moment avem declarația ei, ne arată mecanismele prin care acționează unii lideri. Elena Băsescu susține, sau mă rog, prin care ar acționa potrivit Elenei Băsescu. Totul trebuie luat cu mare precauție, exact, pentru că vine din partea unei părți. Elena Băsescu spune, Hrebenciuc a pus mâna pe telefon, a sunat la ziare și reviste ca să-l scoată pe băiatul dânsului Andrei din situații mai puțin plăcute, creându-i astfel o imagine falsă. Mă rog, dincolo de asta, Elena Băsescu face observații personale la adresa lui Andrei Hrebenciuc. Acești oameni politici influenți țin foarte tare la imaginea copiilor lor, pe care nu-i pot înfrâna însă atunci când vine vorba de iubire, de flirturi, de sentimente. Să nu uităm că Traian Băsescu a încercat să stopeze această relație dintre cei doi tineri și chiar s-a exprimat public în legătură cu ea într-o intervenție televizată, manifestându-și regretul față de felul în care evoluează respectiva relație. Așa că ea a devenit publică cu voința părților, cu voința tuturor părților, fie ele minore sau majore, din această poveste. Așa că, repet, ea a sărit din zona
tabloidă, să spunem, înspre zona de intrigă politică și acuzațiile care se formulează, sigur că pot fi dezvoltate și în altă direcție, și anume că dacă așa se procedează sau așa susține domnișoara Elena Băsescu că s-ar proceda într-un caz de atac, probabil că la fel susțin sau la fel se procedează și în cazuri mult mai grele, unde se plasează mine antipersonal și diverse alte dispozitive explozive care afectează imaginea unuia sau altuia și în cazuri mult mai grele. Foarte pe scurt, mai avem doar 30 de secunde. Este acesta un atac al Elenei Băsescu sau al lui Traian Băsescu? Nu știu să vă răspund la această întrebare. Este declarația domnișoare Elena Băsescu. Deocamdată atât avem, atât dăm. E interesant să mai aflăm un detaliu de culise. Elena Băsescu a fost cea care a vrut să dea acest interviu sau un jurnalist a intervievat-o pe această temă? Evident că un jurnalist a intervievat-o și domnișoara Elena Băsescu a dorit să vorbească. Mulțumim foarte mult, Adrian Ursu. Vă reamintim pe site-ul www.cotidianul.ro.